Iașule, Iașule, mândră cetate, numele tău țara străbate. Iașule, Iașule, mândră cetate, numele tău țara străbate. Ai fost mereu și vei rămâne oraș al celor șapte coline. Ai fost mereu și vei rămâne oraș al celor șapte coline. Salutare tuturor și bine ați venit din nou la un nou episod de Istorie și Sport, Istorie și Sport Ieșan. Rămânem din nou tot la fotbal. Am avut invitați din fotbal de prin linia de fund, la mijloc, înaintaș, dar a venit timpul să avem și un fost portar al Politehnicii Iași. Astăzi, prin prezența domnului Benoni Dohot, Benoni, îți mulțumesc frumos că ai avut amabilitate să vii în micul nostru sau mare nostru podcast. Salut Cătălin, mulțumesc de invitație, îmi face mare plăcere să stau cu tine la discuție și să vedem ce iese. O să iasă ceva frumos. Bine, spune-mi și tu așa, cum ai început să afli și suporterii și copiii care practică la ora actuală, la tine, la școală de portari sau juniori care sunt acum în Iași, sau să afli și cum a început un fost jucător, un fost antrenor de portari, cum a început el cariera, cum a început dragostea către fotbal? Păi, e mult de atunci. E mult, știu că e mult, dar... Păi, pe la vârsta de 9 ani am mers la în abator. Niște colegi de-ai mei de cartier, niște prieteni de-ai mei de cartier frecventau deja cursurile de fotbal din abator. M-am ținut într-o zi după ei și am ajuns și eu în abator la domnul profesor Romila Dumitru, care ușor, ușor am intrat în echipa din grupa din 63 care am făcut parte. Direct în poartă sau? Nu. N-am început în poartă. Pentru început am fost fundaș, dar bine, eram prea mici ca să ne așez încă pe posturi și alea. Eram acolo în câmp, jucam toată lumea, eram în atac, toată lumea în apărare. După care, cred că după vreo un an am trecut în poartă, nici nu mai țin minte exact, dar parcă a lipsit unul din portari care era la vremea a lipsit și m-am băgat în poartă. M-am simțit foarte bine, profesorul Romila i-a plăcut atunci de evoluția mea și de atunci pot să zic că am rămas în poartă. Până ziua de azi. Da. Colegi ceva de generații care ai avut mai cunoscuți așa pentru suporteri ieșeni? Nu. Din generația din ta? Din păcate, sau... nu. Colegi care am avut, Radu Mircea, care a fost la echipa mare, Cristi Gheorghiu, care a făcut parte tot din grupa 63, și cam atât. Colegi de-ai mei care au ajuns și au jucat la un nivel de Liga 1. Cu mod de curs, așa, etapa, a intrat în poartă, a rămas acolo, după care a urmat, e clar, da. Pe tineret, era pe tineret Speranțe, sau cum a decurs? Da, erau multe, multe competiții atunci, unde toate grupele de copii de la Clubul Politehnica puteau să participe. Deci nu exista să nu aibă grupă de copii și să nu aibă campionat, să nu aibă competiție. Da, am luat-o ușor, ușor, grație profesorului Romila Dumitru, care sunt profund recunoscător și, din păcate, nu mai este printre noi, dar acest om și-a pus apreta foarte, foarte mult asupra evoluției mele. Și am mers cu el până la 17 ani, când am fost luat la echipa mare. Am mers în competițiile de juniori republicani, am participat la finala pe țară cu juniori republicani,
Plus, cel mai mare beneficiu care era înainte, și eu zic că chestia asta, dacă s-ar implementa și acum, n-ar fi târziu, erau echipele de tineret speranțe sau echipa de tineret, cum ar veni, adică a doua echipă a echipei mari, care juca întotdeauna în deschiderea meciului mare. Era un avantaj foarte, foarte mare, era o chestie foarte bună, pentru că jucătorii care nu prindeau să joace la echipa mare puteau să joace împreună cu juniorii mari în meciul de deschidere. Și era și pentru cei juniori, care erau juniori, era un lucru fantastic, aveau meciuri bune în picioare, cu deplasări, adică intrau în atmosfera, exact în atmosfera primei echipe. Se juca și în deschiderea echipei mari, sigur, pe lumea stadion, s-a adunat deja. Obligatorii erau obligați să joace, numai în eventualitatea când era timpul foarte urât, da. Se juca prin un alt stadion, dar în rest aveau obligativitatea să dea să-i disputa partida pe terenul unde... Tu ca junior, practic, atunci era un cântar, era un loc extraordinar. Era o mândrie și erau, abia așteptai să vii. Și lumea, să știți că venea lumea și la meciurile de tineret urmăreau. E clar că veneam de la început. Da. Dacă veneai de la început, să vezi echipa de tineret. Urmăreau cu interes grupele care veneau, de juniorii care veneau din spate. Te-a promovat la echipa mare? Cine era? Era profesorul Antohi. Aveam 17 ani, la echipa mare era Naste, era Bucu, era Hlușcă, Nelu Câmpeanu. Cam în același timp o idee înaintea mea a fost luat, după aia am venit și eu. Eram copii, dar v-am spus, ne pregăteam cu echipa mare, iar meciurile le aveam în deschiderea fiecărui meci de la echipa mare, aveam și noi meci obligatorii. Deci, profesorul Antohi te aduce la prima echipă? Da, aș putea zice că profesorul Antohi m-a promovat, m-a adus la prima echipă. Aveam 17 ani, vă dați seama. Urmăreau cei de la prima echipă, se urmărea intens ceea ce se întâmpla la centru de copii și juniori? Da. Sau acordau atenție mult mai mare. În vremurile altfel, clar, am înțeles lucrul ăsta. Eu am prins și ce s-a întâmplat atunci și acum. Și vă spun cu sinceritate, s-a acordat o mult mai mare atenție atunci și erau condițiile alea de la vremea aia, care erau precare, dar să știți că erau niște chestii care atrăgeau copiii, care făceau, te aducea așa la stadion și îți făceau o chestie ca să-ți facă plăcere. Și vă spun că au fost niște rezultate foarte, foarte bune, cu niște copii fantastici care au ajuns sus de tot. Dar era la centru de copii, erau foarte, foarte bine organizat. Foarte bine organizat. Și o pleiadă bună de antrenori care se ocupau la centru de copii la vremea respectivă. Au fost o grămadă de antrenori. Neamișu Bârsan, Nicu Ursachi, a fost Nea Traian Iordache. Cine au mai fost... După aia au venit Neasimi, Mihai Romilă, dar bine, după, asta vorbesc după 80, 82, 83, 84, s-au schimbat. Tot timpul ne-am și nu știu cum, mă uitam acum, ne întoarcem puțin acum la vremea actuală, mă uitam acum niciun portar de la Iași, nimic. O școală bună de portar la Iași aici de-a lungul timpului. Deci, ultima oară am avut portari. Aduceți-vă aminte, acum 2 ani, când am fost pus pe liber de actuala conducere a clubului, aveam portari, toți trei portari erau ieșeni noștri. Și aici vorbesc de Axinte, de Ianuș Brânză, care nu este ieșean, dar el a venit la 13 ani din Republica Moldova, l-am adus. Practic. Adică eu mi-am dat, l-a adus profesorul moldovan, și cu Dan Cănănău. Și a venit la mine, m-a rugat să mă uit un pic la el și l-am văzut puțin și am spus, luați copilul, că este un copil de viitor. L-a luat de la 13 ani, puteți să-l considerăm că e copilul nostru, copilul și-a făcut junioratul la noi, da? Și-a făcut ucenicia la noi. Deci, Axinte, Ianuș Brânză și cu Târnovanu, care i-am avut în curtea noastră, toți trei. Trei portari. De-a lungul timpului la Iași, centru de copii de la noi. De-a lungul timpului la Iași, aici au fost portari în general, care i-au fost de la Iași, deci în centru de copii. Dar
că ai fost tu, că a fost Nelu Câmpeanu, că a fost Bucu, că a fost Paul Costa și de-a lungul timp, deci s-au schimbat. Foarte era... Foarte mulți portari au fost, adică au fost portari. Păi dacă luăm așa, era Nenic Ursache, când s-a promovat prima dată, după aia Constantinescu, Vasile Iordache, Iordache, Nelu Bucu, Naste, exact, Naste, Lușcă, deci, Mihail, Bil Mihail, Alexa, de... vă spun, 100 de portari sunt. Deci portari care au apărat în prima ligă. În prima ligă, deci... Portari de ăștia de județ, care au trecut... Povestea profesorul Moldovan în emisiunea trecută, spunea că dacă... La tine și la Nelu Câmpeanu spunea că la I2 era greu să-i aleg. Îi lăsam pe I2 și să aleagă. Păi spuneți voi care, între, care, care joacă astăzi. Că nu, nu puteam să numesc campion. O să mi-ar fi fost mie, oare cum să-l aleg pe unul sau pe altul. Nu știu, așa tot timpul cu... E adevărat. Deci nu? De asta nu-i bine să... Italienii știți cum fac, nu? Italienii este un portar titular, iar ceilalți portari sunt clar, din start, sunt în momentul în care semnează contractul, îi spune, vezi că vii al doilea portar sau vii al treilea portar și alea. Ei, la noi este foarte greu să ții. Când îți doi portari de aceeași valoare și au ambiții amândoi să joace, e greu să-i ții. De asta, practic, eu la Iași n-am stat, Nelu a stat, Nelu Câmpeanu a stat da. Mult mai mult ca mine. El aproape toată cariera a stat-o la Iași. Am fost mai mult plecați la alea. Dar când am fost, când am fost împreună aici, am împărțit poarta. Am împărțit poarta, la un moment dat eram că făceam două meciuri eu, unul acasă, unul afară, două meciuri el, nu bă, conta care și exact ceea ce, ceea ce spunea... Și făceam două meciuri el, două meciuri eu, două meciuri el. Nu prea în regulă așa, nu prea în regulă că... Păi așa au fost să fie timpul trecut, atunci a, fost, a ieșit bine, dar uite, acum iar am început, spre surprinderea mea, iar am început să aducem portari. Și acum, nu mă, știți, portari, la portari este foarte greu. Este foarte greu. Dacă nu îl crești și nu îl aduci la un nivel maxim, la un nivel în care să zbârni, este foarte greu. Când aduci portari de valoare îndoielnică și... Noi aici avem în Iași avem o pepinieră fantastică de portari. O să vedeți. Aici sunt, dar... Trebuie acordat o mai mare atenție. Trebuie să știi să iei, să fii atent, să lucrezi cu ei, să-i aduci, e clar. E cum am găsit pe ăștia trei? Acum, v-am spus, acum câți ani? Aveau 12 ani, acum 10 ani. Deci sunt copii, dar trebuie căutați, șlefuiți, trebuie clar. Găsiți și trebuie munciți cu ei și făcut cu ei treabă. Și sunt, nu se poate să nu iasă, nu se poate, imposibil. Dar, din momentul, știți ce la centrele de copii și juniori, sunt antrenori la centrul de copii juniori extraordinari. Antrenorii sunt din nota 10 și alea, dar lucrează în niște condiții și pe niște bani care, pe cuvântul meu, mizerie. Mizerie. În momentul ce îi dai la un antrenor la centrul de copii 2000 sau nu știu, 2300 de lei salari și alea, scuzați, și ai pretenția să stea dimineața până seara la stadion să-ți facă treabă, este foarte greu. Foarte greu. Condițiile sunt foarte, foarte grele. Foarte grele și sunt antrenori fantastic la centrul de copii, antrenori din nota 10. Dar trebuie să... Toată lumea, într-adevăr, echipa, prima echipă, acolo trebuie să se întâmple totul, acolo trebuie să dăm totul, acolo trebuie să facem totul. Dar trebuie să arunci o privire și la centrul de copii, pentru că... Ceea ce nu prea se întâmplă. No. De ceva timp, eu am, nu că trag un semnal de alarmă, că nu sunt nici măsuri, așa ca și suporter, doar îți spun lucrul ăsta. Nu prea tragem... ochiul acolo și către ce se întâmplă la centrul de copii, academie, cum vrei să-i spui. Acum la centrul de copii, Cezar Honceriu, care este un... Cezar e un profesionist, nu îl știe multă lume vorbește numai prostii, dar Cezar este un profesionist, știe totul, știe să organizeze totul, știe, are ochi, are tot ce vrei, nu? Dar degeaba, dacă nu-i... asigur nimic, nu-i... Lipsește curajul de a arunca copiii aia din luptă? Sau... Eu arunci copiii, dar dacă... Lipsește o echipă a doua sau lipsește ceva? Corect. Ceva, sau... Corect. Lipsește o echipă a doua. E pe vremea voastră... O echipă de Liga 1 care nu are echipa a doua, măcar în Liga a treia, este foarte greu. Este foarte greu. Foarte greu să crească. Nu poți să crești, trebuie să înțelegem o dată, că nu poți să scoți juniori de pe... Când în momentul în care a terminat junioratul și să-l urci sus la echipa mare și să-ți fii jucător de bază. Ăștia sunt excepții. Eu știu unul la, nu știu, la un milion.
Dar n-ai cum, din, imediat după ce și-a terminat junioratul, să-l intri imediat la echipa mare și să spui că, bă, joc cu el în Liga 1 fără nicio problemă. Nu. La juniorul care termină junioratul trebuie să aibă o echipă a doua unde să-i dai acolo un an de zile, doi ani de zile unde să-și facă rodajul, iar apoi poate fi luat la echipa mare. Sunt și excepții, v-am spus, sunt excepții. Dar uitați-vă și la ăsta, că la Steaua, la Popescu, Octavian Popescu și altul. De la junior, luat lemn, dar ați văzut ce evoluții. Când alea, când jos, când sus, când alea, da, îs imprevizibil. Nu, pentru că nu a avut constanță, n-a avut o... Un rodaj, practic, un rodaj, sigur. N-a avut o scară în care să evolueze. E greu să le iei de la junior și să-i dai drumul la echipa mare. Că toată lumea, domne, nu se lucrează la junior. Ba da, se lucrează. Eu știu ce se întâmplă la centrul de copii. E clar, ai fost atâția ani acolo. V-am spus, sunt prieten foarte bun cu Ceza. Știu cât suflet pune și cât muncă faci. Și cât, dar degeaba, dacă nu e asigur. Eu ca suporter, eu spun tot timpul. Păi, oameni buni, aduceți. Bă, dar nu mai vine nimic în urmă, nu trebuie. Mai mult să-mi trebuie. E plin Iașul de fotbalești. E plin Iașul de copii, de juniori buni. E plin. Tot ce vrei. E plin. Numai că se întâmplă ceva. Se oprește ceva când se culeagă rezultate și se culeagă rodul muncii, se întâmplă ceva acolo. Chiar să nu iasă nimic din atâția ani și atâtea mii de copii care sunt în Iași, nu iese nimic. Nu mai ieșe, de când la Târnovan nu m-a urcat sus de la junior de la noi, Axinti e urcat cu Ianuș Brânză, cum zici și tu, ca și portar mă refer. Da, ăștia sunt ultimii trei care au fost, în rest n-am mai văzut niciunul. Bă, dar chiar un copil, și copiii ăștia, v-am spus, dacă le iei de la junior și aștept să-l bagi la echipa mare titular, nu se face niciodată. Bă, da, aveți curajul și aveți, nu știu, mintea, luați-l până lângă voi, creșteți, dați-i un pic de asta, un an, doi ani de zile lângă echipa mare și după aia... Dă-i un minut azi, dă-i două, dă-i 15, dă-i 10, dă-i treptat, toate, bine, nu așteptat dintr-o dată, exact, domnule, așteptat dintr-o dată, toți vrem lucrul ăsta, e clar. Zbârne, nu se poate. Bine, când urcat la echipa mare, tu, bă, ți-mi aduce aminte anul exact? Când ai urcat la echipa mare? Păi dacă te-a chemat profesorul, am debutat în 83, în alea, în 80 am în 80 am urcat la echipa mare. Ți-mi aduce aminte cine era în vestiar? Eu ți-aș putea spune așa. Cum să nu-mi aduc aminte? Erau Gică Munteanu, era Ursu, Anton, Ciocârlan, Bucu, Naste, Romilă, Simionaș, Didi Florian, Cioacă, Nemțeanu, Mițu Dănilă. Erau numai... Dacă ne raportăm acum la ce se joacă în campionat, ce se întâmplă cu echipa actuală? Aceea de atunci cu... Se joace echipa de atunci cu echipa de acum? Nu, că echipa de atunci se joacă în campionat acum. Ce se joacă? Fotbalul s-a schimbat. S-a schimbat, e clar, fără doar așa. S-a schimbat, clar. Dar, probabil, jucătorii de atunci se adaptau la ce este acum. Și părerea mea este că 10 clase peste tot ce există aici. Am zis mereu lucrul ăsta. Deci, așa, ca o ghinecunoscător, nu așa, fotbalul doar de suport. Fotbalul de atunci. E clar. Am dădeam minge acasă, o luam în mână, dădeam jos, iar așa se juca. Ăla era stilul atunci. Dar jucătorii de atunci aduși acum, da? Incomparabil. Eu zic că ia campionatul la pas. Din orice punct de vedere. Tot ce vrei. Ca ambiții, ca determinare, exact. Gândiri, profesionalism, ca tot ce vrem. Păi punea pe Mihai Romilă, pe Nea Simi, eu știu pe cine erau acolo, Tini, Florean, oameni care munceau și care erau serioși, care mâncau terenul, mâncau iarba. Deci nu există acolo, nu existau la ei. Acolo era chestii de respect, era un respect în vestiar. Chiar cum a intrat așa? M-ai intrat așa timid, așa, cum ai intrat în vestiar? N-avea nicio, Doamne ferește. Păi da, spuneai bună ziua, de 10 ori spuneam bună ziua până ajungeam la locul meu. Unde a dispărut bună ziua asta din vestiar? A dispărut la ora actuală? Nu, mai există. Nea Simi, a dispărut și Nea, a dispărut și bună ziua, a dispărut tot. E o problemă asta? Așa a evoluat, astea sunt timpurile. E o problemă asta? Nu neapărat o problemă. Nu trebuie să-i spui, dacă să te respect, nu trebuie să spun Nea, alea, dar... Nu mai este ce a fost. Nu mai este. Că din respect atunci munceai mai mult, puneai capul în talpă mai
bine. Știu eu, era o grămadă de chestii de astea care nu puteai să le faci așa de... Deci pur și simplu că se uita cineva la tine din vestiarul ăla, în lemnei. Deci când spunea ceva Neasimi sau Narcis, Ciocârlan, când îți spunea ceva Narcis, care era monument de profesionalism și monument de seriozitate și alea, păi când îți spunea Narcis ceva, înghețai. Înghețai. Deci nu puteai, deci nici nu concepeai să nu, să spună ceva să nu faci. Sau să... Nu există. Erau atât de mari și atât de... Și vă dați seama, și noi eram o echipă totuși de... Acolo, eram spre subsolul clasamentului și alea, erau în țară jucători, monumente. Te-a luat cineva sub aripa lui când ai venit aici? Hai, cum să spune, te-a preluat cineva? Băi, copile, vină aici sau... Nu. Pur și simplu te-ai dus... Nu, dar nu... Erau ei un nucleu așa, că nu puteai să pătrunzi. Tu erai tu acolo, dar alea și erau ei. Nu, n-aveai treabă. Erau veterani, erau acolo... N-aveai treabă. Țin minte, am jucat la Baia Mare, eram în Liga 1, am jucat la Baia Mare și am bătut la Baia Mare 1-0. Ne-am întors înapoi și la Borșa ne-am oprit la... Și apăram în Liga 1 de ceva timp. Și ne-am oprit la Borșa, am servit masa acolo, alea și ne-au pus câte o bere în față. Și am luat și o bere aia și am gustat din ea și m-au văzut bădeia, ursul. Și faci... Și faci tu bine la masă cu mine, mă. Te duci cam bănălă, bă, n-au zis, eu să ridic, tine își dai drumul, bă, de aici, bă. Și jucam, eram titular în Liga 1, așa. Și faci, bă, tu bei cu mine la masă, eu scoală de aici, m-am ridicat în picioare și afară de acolo. I-ai spus după vreodată? I-am spus, normal. Dar ăsta era respect. Nu puteai să stai cu Neasimi la masă și să fumezi o țigară sau să bei sau să trebuie să... Chestia cum se spune, Caterinca, nu merge. Na, Doamne, ferește, nu există așa. Glumi cu ei? Niciodată. Și glumi, nu există. Păi așa era, și când eram la meci și strigam, Neasimi, Neale, și la un moment dat era Nenelu Motroc. Și era un antrenament, ei erau la centru terenului, portarul avea mingea în mână, trebuia să repună mingea cu mâna și să strige pe unul dintre ei care alergau acolo în cercul de la jumate, să vină să intercepteze mingea și să șuteze la poartă. Și apoi eu zic, Nea Mihai, Nea Simi, Nea ăla, și s-a oprit ăsta. Băi, fii atent, dacă mai strigi odată cu Nea ăla, cu Nea ăla, ne bată ăștia până strigi tu Nea ăla. Strigă Mihai, strigă Simi, strigă Nea. Dom'le, nu puteam să strig. Cum să-i spun eu Simi, Nea Simi, ce sau Mihailu, Nea Mihai, aoleu. Da. Până la urmă... Și așa a rămas până ne-am despărțit. Nu, n-am avut-o niciodată să-i spun lui tot cu Nea, Semi, cu Simi, cu Mihai, cu Nea, niciodată. Nea Mițu, cu Mițu, cu Doamne, ferește. Nu, așa a rămas până s-a terminat tot. Primul meci care a debutat la Liga 1? Primul meci în 83, am debutat pe 17 mai 1983, am debutat la Constanța. Eram la retrogradare, era Nea Vasilianu al președintii, eram la retrogradare, fusese niște probleme cu banii și Bucu cu ăștia mari, cu alea, propusese să facă o grevă de asta și să nu se prezinte la meciul Constanța. Și am venit la gară, toată lumea au venit la gară, alea, dar Bucu n-a venit. A venit numai Nelu Câmpeanu, portar. Eu trebuia să vin a doua zi, ei plecau cu două zile înainte, tineretul Speranță, cum era, da. Vinea a doua zi după ei, la Constanța. Eu veneam a doua zi cu tineretul. Era profesorul Marica, domnul profesor Marica, să-i dea Dumnezeu sănătate, încă este... Știu, am auzit, mi-a zis domnul profesor Moldovan, da, la un este foarte la greu. Da, 90 și de ani, da. Dar și lui sunt profund recunoscător pentru că este omul care m-a debutat la Liga 1, este omul care mi-a dat curaj, mi-a dat încredere, tot timpul a vorbit cu mine și a știut cum să mă iei, cum să mă sucească și să scoată ce a fost mai bun din mine. Și m-am dus la a doua zi, nu aveam telefoane, nu aveam nimic. A doua zi când am venit la să plecăm cu tineretul din gară de aici,
ne-am urcat în tren și ăștia, băi, te-au căutat ăștia de la echipa mare. Eu, pe ce mă căut? Băi, trebuie să neapărat să mergi la echipa mea, la loc, la echipa. În fine, am ajuns la Constanța, la alea, m-am dus direct la tineretul, s-a dus într-o parte și pe mine m-a luat și m-a dus la hotelul echipei mari. Acolo, profesor Marica mă ia deoparte și îmi spune, fii atent, mâine te bag să joci, nu mă interesează. Astea au fost cuvintele magice, deci nu mă interesează. Poți să ieși 10 goluri. Nici nu mă interesează, nici nu-ți spun nimic, nici nu nimic nu-ți spun. Încearcă să aperi bine și alea. Nu mă interesează. 10 goluri dacă iei, nimeni nu-ți va spune nimic. N-am dormit toată noaptea. Înțeles. Da. Toată noaptea n-am dormit. Și a doua zi la meci, cred că am făcut meciul vieții. Am câștigat 2-0. Am apărat foarte bine. A dat Cioacă Nemțeanu, au dat golurile. Țin minte, am avut 6.000 de lei primă. Wow, erau ceva bani la primele respective. Doamne, 6.000 de lei erau... N-am avut în viața mea, n-am avut 6.000 de lei în mână. Când m-am dus cu banii acasă, când ne-a dat Nea Vasile prima și m-am dus cu banii acasă, o speria mama cu tata, s-o speria. Și ăla a fost debutul meu în Liga 1. Am câștigat 2-0. După aia am mai apărat încă vreo 4 sau 5 etape și a venit un meci cu Craiova acasă și au intervenit Neasimi, Bădia, alea, doamne, știți, trebuie să-l băgăm pe Bucu, că meciul ăsta e cu... trebuie să fie un portar mai rutinat și a avut să rezultate până atunci. A făcut un meci la Bihor, meci, nu, l-am bătut pe Petrolul acasă. Apărasem foarte bine și la meciul unde, domnule, știți, trebuie un portar, deci ei erau toți, erau unul și unul acolo. Gașca veche, cum le-a dat, trebuie să spune, da. Bădia, Anton, mă, toți, erau unul și unul. Știți, trebuie să portar mai cu experiență. M-a scos de portă, a jucat Craiova, l-au bătat 2-0. Au greșit și Nelu atunci, au greșit pe la alea. Dar nu puteai să te superi. Mers înainte, după aia, ușor, ușor. Un președinte așa de club de la Iași care ți-a rămas așa... Ai, nu, pe vremea când erai jucător. Nea Vasile, clar. Ianul, nu. Incomparabil. Bun președinte. Oricine. Zic mereu, bun președinte. Bun. E cel mai bun care eu avut Iași. A fost cel mai bun. Na, am zis că Peter, cel mai bun președinte care eu avut. Nea Vasile a fost... Ca prestanță și ca tot. Nea Vasile halea fotbalul. Bine, vinea și din iarbă, doamne, vinea din fenomen, vinea de aici. Deci, Nea Vasile nu puteai să-l întoarci, n-aveai cum, Nea Vasile era Dumnezeu. Nu, n-aveai cum, el deci știa tot. Om de fotbal, om care vedea fotbal, om care simțea tot, care făcea tot. Da, era, pentru mine, Nea Vasile a fost number one. Un meci cu cântec al Iașului, cu tine în poartă, cu cântec așa, cu de toate, cu ce vrei tu, care ți-a rămas în memorie. Băi, meciul ăsta m-a marcat cu de toate la el. În afară de primul meci care ai debutat, e clar, asta te marchează că e primul. Așa, un meci al Iașului. Probabil că sunt mai multe, e clar. Am avut meciuri așa, dar eu știu. Meci cu Oțelul, că am jucat cu Oțelul în Liga 2 eram și ne băteam la promovare cu Oțelul aici, la meci cu Oțelul. Veșnic cu Oțelul, veșnic cu Derby, da, cu Oțelul, deci da. Cu ei bai tot timpul. Meci, da, am bătut cu 2-1, dar un meci de ăla pe oase și pe un fost... Dar până la urmă eu promovat anul ăla, dar așa meciuri... V-am spus, eu am avut puțin timp am stat la Iași. Ai mers la, la Dinamo? Păi am plecat în 87, am plecat la Dinamo. La... Pe mine m-a făcut milițian. În 84 m-a făcut milițian aici. M-a făcut sergent major. Și trebuia să mă ia în armată. Nea Vasile deja era la Dinamo. Era la Dinamo, da. Și eu pe 26 septembrie trebuia să plec în armată. Pe 25 septembrie făcea băiatul meu un an și pe 26 trebuia să plec în armată. Îmi venit să-și hârtiile alea. Foi, tot. Și la un moment dat eram prin oraș, țin minte, pe la
mitropolii pe acolo, alea, și deodată mă trezesc cu Nea Vasile. Băi, unde umbli? Nea Vasile era deja la Dinamo. Unde umbli? Că te cauti. Unde dracu umbli? Și unde alea? Și ce, domne, vin încoace, vin încoace. Ne-am dus la opera, la... era opera, cofetărie. Știu. Ne-am dus la opera, alea, o scos, alea, ba, pune aici, poftim, hai, semnează. Zic, ce semnez, domnule? Semnează aici pentru Dinamo. Nu, nu semnez, domnule, nimic. Bă, tu ești tâmpit. Dar nici nu vreau să semnez? Da, eu mi-o pus deodată alea, sau... alea, Dinamo, nici habar n-aveam. Semnează, băi, când pleci în armată, știa ăia de la Steaua, o Steaua, ăia de la Steaua. Deci, practic, tu îi urmăreați și Steaua, te luau Steaua? Cred, nu știu, cred că eu știu, dar erau... Pur, acolo, în clar, prima, Steaua, Dinamo, în prima, da, în prima instanță, Steaua, te, când ajungeai în armată, treceai prin filtrul Stelei. Ia și semnează aici, așa la alea. Eu zic, nu semnez, domnule, nimic, dar nevastă-mea săracă, că nu... Bă, ia, bă, că nu mai pleci în armată, spune. Nu pleci, nu mai faci armată, nu faci nimic. Dar nevastă-mea gândesc că nu mai faci... Bă, te rog frumos, semnează. Și am semnat atunci. Am semnat atunci hârtiile, contractul cu Dinamo. În două săptămâni m-au făcut sergent major. Au trimis un ofițier de la... de aici, de la alea, au venit, mi-au luat date, mi-au luat alea, neamuri, mi-au, bă, fotografii, tot, bă, alea, m-am dus la poliție, mi-au dat o caschetă, o haină, aia, bă, bă, m-au pozat, bă, alea, m-au făcut sergent major. Și am scăpat de armată. Și am stat 85-86 și în 87 în iarnă au venit alea, hai la Dinamo. Nu merg, domnule, la niciun Dinamo. Băi, Nea Vasile, totuși, am văzut. Băi, tu ai probleme la cap. Cum adică nu? Nu vin, domnule, la niciun Dinamo. Mă mutasem la... Am dătus în agâț fostul prim-secretar. Prim-secretar, da. Am dătus apartament la hală, vis-a-vis de hală, stăteam. Aveam un apartament mișto acolo și are. Nu mai plec, domnule, nicăieri, nu. Băi, tu ești militar, trebuie să execuți ordinul. Nu merg, domnule, nu, alea, nu vreau să mă duc. Dimineața la ora 4, în ușă, bum, 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 bum. Și duce nevastă-mea, poliția, miliția. Comandantul poliției de la Iași, cu doi subofițeri sau nu știu ce, intră în casă. Băi, a început ăla să mă înjure. Băi, futu-s pe picuri. Băi, dar tu ai impresia că eu trebuie să umplu eu comandantul poliției, trebuie să gând după tine. Băi, ești militar și la alea, tu știi să respecti ordinele alea. Îmbrăcarea imediat la alea. M-au îmbrăcat, la alea, m-au dus direct la poliție sus la județ. Am stat la poliție până la 6 și ceva cât era alea, trenul. Am venit la gară, m-au urcat în tren cu... Tot ei te-au dus frumos, te-au urcat în tren. Om, ăia doi care erau subofițeri, aia care erau cu comandantul cu alea, m-au urcat cu subofițeri în tren. Doar în tren, nu? Nu, amândoi au mers cu mine la București. Au, deci ai te dus sub escortă, practic. La București cu mine, da. La București cu mine, s-au dat jos în gară, m-au așteptat Nea Vasile cu alți doi. I-am predat. A sosit pionul, ăia s-au plecat băieții și alea, m-au predat la Nea Vasile și m-am dus la... era un hotel Paul Grecian acolo, spunea Nea Vasile. Te-a certat, domnule, nu te-a certat, nu? Faci, băi. Băi, prostovane, face, băi, eu te trag la marș, tu te duci ca țiganul în larg stineci. Băi, cum, băi, nu vă să vii la Dinamo, băi, Dinamo, Mircea Lucescu, Balaci, Cămătar, băi, prins o... Sigur, da, am prins echipa, prins echipul la Dinamo, echipă tare de tot. Am poza aici, o să-ți arăt, cu Ilie Balaci, cu... Țese Morar, cu Orac, cu Mateuț, cu Răduceoiu, cu Lupescu, cu ăsta Stănescu, Andoni, Rednic. Deci, trupă. Practic, echipa lor. Da. Echipa lor care Prunea. Era și Florin Prunea? Da, era Moraru, eu și Prunea. Era strida, voi trei erați. Da. Greu, Adina. Greu, era Țese Morar, care era zeu acolo. N-avea nicio șansă. Nicio șansă. Am apărat la Dinamo, am apărat când am luat Cămătarul, Gheata de Aur, atunci am apărat. Nu s-o băgățețe. Acolo a fost așa. Și... Da, era foarte greu. Portarul deci, eu-l văd acolo pe că era italienești, cum ai spus tu, eu sunt numărul unu. Da, n-avea nicio șansă. Din toate punctele de vedere. Era înfipt acolo din toate punctele de vedere. În primul rând, toată lumea erau locotenenți la ele, era capitan, era...
tare de tot, adică omul era, era greu cu țeții. Da, și bun profesionist pe, pe port, ca portar, vă spun, în opinia mea, cel mai bun portar care l-am văzut de vreodată, țeții. Era piesă, frumos, tot ce vrei la ea. Dar în schimb, el avea treabă cu antrenamentele, cu alea, la un antrenament, nu știu dacă făcea trei plonjoane, dar nu făcea. Mă, eram cu prunea, făceam acolo, ne tăbăleau ăia pe acolo, de ne spărgeam în două la alea și prin cantonamente și prin alea, da, el nu avea nicio treabă. Dar în schimb, l-am văzut la niște meciuri, rămâneai cu gura căscată. Zeu, avion, tot ce vrei, na. Și cum degaja, și cum mare, și cum plonja, și cum ieșea din poartă, și cum... Portar. Era totuși, la, era totuși la o vârstă când ai ajuns tu acolo și totuși avea... Da, păi în 87, păi dacă aveam eu 23 de ani, el avea, era, spre 30. Acum lasă deja niște, era, niște ani acolo, era națională, tot, 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 tot. Vă spun, țețe, era șmecher. Domnul Lucescu, cum te-a preluat? Cum te... Bă, și preluat, când am intrat acolo, nici nu știam ce să... Mă blocasem tot, m-am dus la Paul Greceanu acolo, ei erau plecați la Câmpina, Dinamo, la cantonamentele se făceau la Câmpina. La Câmpina, Dinamo. La unitatea militară de acolo, la școala de subofițeri. Era un pavilion separat unde stăteam, erau camerele noastre. Erau camere de, cu 3-4 paturi, cu sobe, fiecare avea sobă, sobă pe lemne erau. Și veneau militari, erau militari care intrau noaptea ușor, pac, pac, și mai băgau câte un lemn pe foc, mai... Și aveam condiții acolo, aveam sală, aveam terenul acolo, aveam tot ce... Popot, mâncam la Popot, mâncam separat la Popot. Și... Se făceau cantonamente, acolo se făceau cantonamente. Și băieții erau, în, erau la Câmpina, m-au trimis, la, după vreo două zile m-au trimis și pe mine la Câmpina cu autocarul, am mai adus autocarul, ceva, alimente, nu știu ce, m-am dus și eu. Și țin minte, prima mea, primul meu contact cu echipa, era, am ajuns la prânz, am stat, imediat m-am dus în cameră cu Damaschin, prieten de la Iași, de la Iași de aici, și m-a luat mascul, pe n-am coace, m-am luat și am zis, Mascone, te rog, ajută-mă, nu mă lăsa pe aici cu ăștia, cum... Mă dați seama, am dat ochii cu Morarul, cu Ilie Balaci, cu care îi vedeam la televizor, erau zei. Erau, ei cred că erau normal, se comportau normal, zic. Foarte normal. Nu, țeții n-avea treabă cu nimeni. Țeții nici nu te băga în seamă. Eu nu știu într-un an dacă am vorbit cu el 30 de cuvinte, dar nu. Nici nu băga în seamă, nici pe nimeni. Da, să-ți spun cu țeții că din prima m-am tăiat ca maioneză și îmi spune la sală, toată lumea la ora 6, antrenamentul la sală. Merge, mă duc cu maschiul, pe lângă maschiul, zic, Mascone, stau pe mâine, băi, stai aici lângă mine, hai vină cu aici, m-a luat maschiul, știi, el era șmecher de acum, Damaschin la Dinamo. Și am intrat în sală și băieții au venit mai de dinainte în sală, jucau unii la basket, unii alea, cu mingea, jonglerii, aia, e bine, Nea Mircea și alea, și fluier, și alo, alo, toată lumea, ia, veniți aici. Și ne-am strâns toți în jurul lui și băieți, de astăzi vreau să vă prezint, veți avea un nou coleg, e vorba de Dohot, portarul de la Iași, care va fi coleg cu noi la Iași, și la care țeții așa s-au întors. Haideți, mă, să mă arăma, parcă a venit de Asaie, să mă mor eu dacă nu știu. Au. Da, m-am tăiat când am văzut, zic, Doamne, zic, plec acasă, nu mai stau, zic, mască, eu am plecat acasă, nu mai fac. Da, bă, ești nebun, ești nebun, ești nebun. Zic, unde mă să stau aici? Nu? Ilie Balaci. El m-a luat după aia și a zis, hai vină cu aici botosule, stai liniștit, lasă, e pace. Erau foarte dificili, să știi. Foarte dificili. Foarte. Era greu să te apropii de ei, să te... Erau, nu erau îngânfați, dar atât respect exista și așa mare era distanța dintre un nou venit sau și ăștia care erau naționale, erau foarte greu. Practic erau scheletul național, dacă da, stai bine și... Da, v-am spus că n-am intrat în sală acolo și i-am văzut pe toți și alea, m-am blocat. Nici nu știam cum să alea, cum să ce alea, cum apărai, să nu deranjezi, să nu ies la vreo unul, să nu lovești, să nu... Că imediat când te atingea, când îl atingeai pe unul și alea, imediat se luau măsuri și... Era greu, trebuia să fii foarte atenți.
Deci înainte, la care a fost partea proastă, eu zic, care a fost pe vremea noastră, când eram noi, eu știu, copii și am venit la echipa mai 17, 18, 19, 20 de ani și la alea, erau jucători ăștia bătrâni care, practic, bătrâni. Ăștia da, care erau veterani, cum 30, 30 și de ani și noi de 18 ani. Alea. Deci, pur și simplu, nu te lăsa să-ți arăți personalitatea absolut deloc. Ți-o știrbea din start. Nu puteai să ai personalitate acolo. Un lucru negativ? Și negativ, pe de o parte. Pe de o parte. Dar și pozitiv pe partea aialaltă, că ne-a învățat să avem respect, ne-a învățat disciplina, practic. Disciplină, deci nu exista. Nu exista. Dar, în schimb, cu personalitatea, imediat ți-o tăia. Nu puteai să ale, nu puteai să dai, să ai o opinie, nu puteai să ale, trebuia să taci din gură și trebuia să vezi de treaba ta acolo. Acolo nu exista. Tu să spui ceva sau care erai, și chiar dacă eram unii care jucam, care jucat. Nu exista. Să vorbești. Nu exista. Eram în Franța, am fost la un turneu în Franța cu Iașu și Nea Vasile au fost atunci conducerea de partid cu toți, cu o gașcă întreagă, ne-a dus într-un turneu în Sencast, un turneu de ăsta cu profesorul Marica, de jucat cu bucătarii, cu ospătarii, cu alea, plajă, după amiază seara, erau meciuri foarte mișto. Am stat vreo 3 săptămâni prin Franța, frumos tare. Bine, ați plăcut-o cu utilul chiar. Frumos, foarte frumos. Și erau ăștia, Simi Romil, Nemțeanu, Cioac, Anton, Ciocârlan, și eram noi ăștia, Puiagani, eu, Gheorghiu, Cănănău, Radu Mircea, Burdujan, Paveliuc, Puiagani. Și s-a dat de urna. Și ne-a dat de urna și ăia mari au luat 350 de franci și nouă ne-a dat 170 de franci. Și bineînțeles că noi, că am început noi, stai domnule, un pic, păi, dar ce? Și eram, vreau să spun că jucam. Eram jucători care jucam titulari. Și stai domnule, dar cum adică nouă de ce? Băi, tăceți din gură și vedeți-vă de treabă. Stai, domnule, dar 9 de 170 și la restul 350. Cum adică? Dar nu se poate, nu? Și strângem noi banii, alea facem, o punem de o grevă așa, de alea strângem banii de la toată lumea aia, mici. Eu, Paveliuc, Radu Mircea, Gheorgheu, alea am strâns banii alea și ne-am dus și i-am dat banii lui profesor Antoniu. Dacă nu ne dați și nouă la fel, noi nu luăm banii. Ședință. Jos. Toată lumea și toată echipa ședință. Era unul Cracea de la partid, ședință, toți ne-a adus pe toată lumea jos. Care e problema? Păi, cu diurna. Păi care e problema cu diurna? Păi, 350 și noi de ce 170? Am, o veni Nemțeanu. Băi, luați banii de aici. Tu iei banii? Nu. Tu iei banii? Nu, o veni la fiecare dintre noi. Băi, tu iei banii? Nu. Tu iei banii? Nu. Nu luați banii, nu? Bine. O numărat câți erau, Simi Romielu, bă, cât suntem aici, câți bani sunt aici, o împără, pa, și-a început. Mai iată, 130, 100. Și-au împărțit de față cu noi banii, n-a mai luat niciun ban, n-a mai luat nimic. Nu ne-a mai dat niciun ban. Am zis că tu ce-ți vrei faceți reclamații? Noi a zis, stai să vezi cu ce-i speriem noi acum, că nu mai luăm banii. A, nu-i luați banii? I-ați speriat din ați mai luat nici bani. Nu mai luat niciun ban, nimic. Nimic. Nu, ne-a lăsat fără bani. A, tu ce-ți vrei faceți reclamații? V-a fost învățător de minte? Plus, ce am pățit cu ei. Am vrut să întreb. Da. Deci după aia ne-au terminat, ne-au ținut numai în joc de gleznă și numai alea. Ne-au adus aminti ani la rând după aia. A, suntem șmecheri, bă, crebe, ne-a putut, bă, mă. Nu, alea, lasă că vă faci, la antrenamente, materiale, șuturi. Deci alea n-au trecut așa, hai. Deci asta era chestia. Nu te lăsa să ridici năsucul deloc. N-avea nicio treabă. Deci aici acolo trebuia să muncești, să ajungi sus. Exact, trebuia să muncești. Trebuia să muncești ca să... Ușor. Am mai plecat ei, am mai urcat noi, am alea. Am ajuns noi la fel. Și noi la fel eram de hâtric aici și de... Păi ați avut un învățat dacă s-au venit și... Tot la fel, ca alții care au venit în spate. Bă, uleu, dă țineți minte când eu alea, cine făceați și cine alea și cum vorbeați și cu alea. Ei ne aduceau aminte. Am moștenit de la aia. Dar ușor s-a terminat tot. Acum nu mai există. Nu mai există. Gata. Respectul ăsta în vestiar nu mai există. S-a alt timp. Trebuie să le acceptăm. Erați și jucători.
erați și jucători. Erau, zic, erați și jucători. Erau mulți, eram din Iași. Gândiți-vă câți eram din Iași. Din Iași. Păi da, vinea de la pepiniere, deci de aici vineau, urcau. Da. Toți, 90% erau de aici, din noi. Gândiți-vă, vă aduc aminte, de rar care mai venea un intrus. Păi aici la echipă, când venea un intrus, păi el avea din muncă săracul. Ca să vină un intrus la echipa noastră, foarte greu s-a acomodat. Foarte greu intra. Neticul Sofian spunea că eram noi și restul. Da, dar restul erau prea puțin, că noi eram mai mulți. Era puțin. Păi când era pe vremea lui, de exemplu, când... păi, și în pozele astea dacă vă arăt, Gică Munteanu din Iași, Topolinski din Iași, Biro veni de afară, eu din Iași, Narcis Cașcum din Iași, Paveliuc la fel, la aici juniorat, ăsta era unul pe una de la Craiova, Neasimi din Iași, Dușmanu la fel, Anton Cănănău, Burdujan, ăsta... Paul Codru, Codru din Iași, Bucu cu Bădea, Ieșeni, Steri era de la București, Gheorghiu din Iași, Câmpianu, la fel Iași, Agachi de aici. Deci, mare majori, toți eram de aici. Ce formație aici cu Neticu Oțet aici, dar ce formație și totuși, ca și copil la vremea respectivă, bine, el venind Craiova Maxima cu din astea, noi avem o impresie atunci ca și... Problema, știți care era acolo? Acolo nici nu trebuia antrenor la Craiova, cu echipa aia Craiova. Da, aia acolo... S-a dovedit că Neatică nu s-a descurcat prin alte părți, să știți. Era un om extraordinar și alea, dar el acolo, la Craiova, acolo a făcut minuni acolo la Craiova, dar avea jucători, erau și jucători, dar eu am uit și aici era și la Iași ceva jucători. Cum? Erau fotbaliști acolo, cum? Era echipă bună. Echipă bună aici, cum? Mă uit aici, jucători oameni, cum sunt? Și totuși nu a mers atunci perioada asta, campionatul ăsta. Nu a mers, știți care-i treaba? Erau alții mult mai buni. Erau... bună echipă, dar erau mulți buni, rău, bă, adică da, faceți vă aminte, Steaua, erau Dinamo, bun, erau Craiova. Erau și alții și mai buni, domnule, erau și mai buni, erau și alții și mai buni, echipi, pără. Echipi de fotbal erau, jucau, plus cu... presiuni ce se făceau, plus alea, dar erau fotbaliști, dar faceți vă aminte, Craiova în vremea aia, Dinamo, Steaua, și totuși țineam piept la ei, de ce, totuși ne puteam, de cu ei, dar știți, păi, dar eram acolo, jos. Mulți dintre voi, cam tot spuneți că, domnule, cam câștigam meciurile de pe tunel, de acolo câștigam meciurile. Da. Mai călcai pe unul, așa, mai spuneam o vorbă de duc. Mai știam și cu Varza nimic de spun. Practica asta. Mai știam. Deci totuși reușeam la vremea respectivă să aveam așa, echipele mari când veneau aveau temerea. Băi, mergem la Iași, mama. Chiar la un moment dat, nu știu, am un lapsus acum, cine, cred că... Spunea de Dimituș Anton, spunea, doamne, ce fundaș, Sorin Cârțu am prins acolo, spunea de... Domnule, când dădeam de ăla la Iași acolo, o să zic că preferam orice deplasare, orice deplasare, numai să nu-l prind pe punct. Domnule, un fundaș, o să îți făcea viața... Narcis. Gică Munteanu. Nea, Gică Munteanu și ăla. Era, fotbalul era... Era altceva. Era totuși. Era frumos, era spectaculos, era dezinteresat. Nu te gândeai la... Acum totul se rezumă la bani. Totul se rezumă la bani. Tot. Mai era și altceva, practic, înainte. Da. Mai unea și altceva, totuși. Da. Nu neapărat bani. Da. Eram toți, după meci, plecam toată echipa, ieșeam undeva. Deci mergeam, se vedea grupul. Grupul se vedea tot timpul. Grupul era grupul, compact. Se datora faptului că veneați toți din centrul de copii de aici? Sigur că da. Unul din motive, zic. Sigur că da. Și clar, vă unea și jocul, vă unea toate lucrurile, dar vă unea și erați ieșeni. Eram orașul nostru, eram marea majoritate din oraș, ne știam din când hău. Dar contează foarte mult. Contează mult lucrurile să fii crescut aici, să tot... Da, contează. Ai prins o pleiadă așa de jucătorii, chiar mi-aduc aminte tot de Topolinski, fundașul de fier, îți mi-am întrebat, unde trece, mingea rămâne, s-ar poate să treacă mingea rămâne, când punea la osul acolo, păi săracul avea țărul. Erau jucători, vână maximă, erau... Oare erau mai serioși jucători la vremea respectivă, puneau mai multe dorință, nu știu. Nu știu dacă ar fi să timpuri total diferite. Total. Nu zic că acum nu or fi serioși acum, dar sunt atâtea
chestii acum și atâtea atracții și atâtea chestii care le distrage atenția de la fotbal și chestii care, eu știu, le pun înaintea fotbalului, că practic atunci nici n-aveai mari lucruri ce să faci decât să joci fotbal. Deci noi când ne-am dus la fotbal de copii, aia era, cum să vă spun, era chestia numărul unu la noi în viață, fotbal. Nu mai erau altă era tâmpenii. Fotbalul și restul. Deci era fotbal, era fotbal și școala. Care școala, și școala. Școala care... nu mai vream la școală niciunul care era la fotbal. Dar fotbalul era number one la noi. Number one. Și când v-am spus, ne atrăgea cu niște chestii acolo. Păi când ne-a dat prima pereche de ghieti, Doamne, când am văzut prima pereche de ghieti, m-am culcat cu ele sub cap și le-am ținut și mă trezeam noaptea și mă uitam la ele. Acum mi se pare ceva așa normal, copilul. Se pare că da, vin toate așa din cert, e normal să vină, nu mai ai nicio satisfacție la nimic. La nimic. A dispărut bucuria ghetilor, cum spui tu, să dormi cu ele, deci ghetii, am niște ghetii, Doamne. Am mingi care o luam și o dădeam cu cremă și o lustruiam. Nu mai, acum vin toate așa ușor și toate... Copiii cred că le se cuvin toate lucrurile astea și noi... Da. E și bine, da, și le obțin, da. Câteodată spui că, băi, că dacă m-am chinuit eu, ei să nu se chinuie. Dar vezi când în momentul în care obții un lucru mai greu, îl și prețuiești. Îl și prețuiești. Dar voi prețuiați lucrul ăsta? Da, tot. Mi-ai spus cu prima 6.000. Când mi-am văzut prima dată legitimația, când mi-am văzut ghetele, când mi-am văzut tricoul, eram la lotul național de juniori și am venit odată cu un tricou, erau niște tricouri din PNA, de alea, din lână, dar eram cu tricolorul alea și când mi-am luat tricoul ăla pe mine la un meci, am ieșit afară, Doamne, am zis că toată lumea s-a uitat la mine și atât bucurie am avut. Chiar ai patron și pe la loturile naționale. Am fost la loturile, da, am fost la lot tineret, am fost la lot olimpic. La echipa mare n-am fost niciodată, era greu. Era greu? Show. În perioada mea erau portari de, puteai să bagi, deci în anii 80 vorbesc, da, 80, 81, 82, 83, 84, puteai să iei de la... 10-12 echipe, puteai să iei portari de național, fără niciun fel de probleme. Jucau fără niciun fel de probleme. Fără niciun fel. Era Steaua, era Duc Adam, Stângaciu, Vasile Iordache la Steaua, Țețe Moraru, Speriatu, Cavai, Lung, Cristian. Cristian la Argeș, nu Cristian. Da, eu spun toți care erau. Da, deci erau 10, 12, 15 portari care puteai să iei la națională fără niciun fel de probleme, nu avea nicio treabă, nu avea nimic. Erau sumedenii de portari. Acum uitați-vă acum că nu dai cu tunul, nu găsești unul. Ne chinuim așa. Unul. Spui, ăsta e piesă. Nu-s. Sper în Târnovanul. Și când a plecat de aici și când am și cât am lucrat cu el și cât am sperat din tot sufletul și ușor, ușor se adeverește ce am spus. Mai ții legătură cu el? Tot timpul. Și acum am fost în concediu în Grecia, ne-am întâlnit în Grecia, a fost și el în Grecia în concediu. Da, vorbesc cu el la meci, înainte de meciuri, după meciuri. Îl întreb ca fapt divers, e recunoscător totuși așa? Ce înseamnă recunoscător? Așa, profesor, nu e chestie de financiar, profesor, îți mulțumesc pentru ceea ce am ajuns. Nu mi-a zis să-ți mulțumesc, dar prin simplu fapt că mă sună, comunică cu mine, și mă întreabă. E un lucru minunat asta, e un lucru minunat. Măcar, știi cum e, măcar, băi, am muncit cu el acolo, am adus un... Da. Uite, acum în Grecia, când am fost, ne-am întâlnit în Grecia, m-a invitat la masă, am fost la masă împreună. Da. Să vă spun ceva, n-am luat... am lucrat cu el și cu Xinti și cu toți care astea. Nu le-am luat în viața mea 5 bani. 5 bani. Față de alții, nu dau nume, care au... lucrat cu ei, dar pe bani. Eu nu le-am luat 5 bani în viața mea. I-am ajutat din toate punctele de vedere, cu tot ce am putut, i-am ajutat. Ce am avut. Te văd, ești mulțumit pentru că ei, dar ei ca produs, așa, tu ești super mulțumit. Da. M-a dezamăgit. Unul din ei m-a dezamăgit profund. Unul din ei care am făcut totul pentru el. Și
nu spun cum, cât am insistat la un antrenor să-l aduc la echipa mare și cum azi, și cum l-am debutat și cum la alea și într-un final când au fost când m-au dat afară și el a fost unul din factorii, unul din oamenii care mi-au pus, au spus că dacă eu rămân la echipă, el nu mai stă la echipă, cumva. A forțat conducerea să... Și ăsta a fost unul din motivele pentru care s-a renunțat la serviciile mele. De ce a spus chestia asta? Pentru că tot timpul eram foarte exigent cu el. Cum am vrut să întreb, ai fost exigent așa ca antrenor? Foarte. Nu vis-a-vis de el. Foarte. Am ajuns chiar la chestii care practic nu și-au locul la un antrenor, dar am ajuns și acolo. Iar acum unii mulțumesc. Dar eram foarte exigent, eram foarte precis și ce spuneam, vroiam să facă, pentru că făceam spre binele lor, tot timpul le spuneam că nu faci pentru mine, faci pentru tine. Dar când vedeam că ai 1,87 m și ai 97 de chili, nu era în regulă. Și tot timpul stăteam și îl pistonam și îi spuneam că nu-i bine, dă jos, sus pe cântar, hai înapoi, hai în alea, mai mare. A luat-o în personal, a spus că s-a dus la conducere și a spus că i-a prins atunci pe conducere, că era anul când am retrogradat, că i-a prins atunci că nu mai avea contract, nu, și a spus că el rămâne dacă mă dă pe mine afară. Că asta cum s-a întâmplat, ca în Biblie, cu asta cu recunoștința. Recunoștință, da. Deci, da, nu-l supărat. Că până la urmă știi, în viață totul este ce se întâmplă, este că trebuie să se întâmple chestia. Iar vis-a-vis de ăsta de Ștefan, am avut încredere tot timpul în el. Tot timpul. Și când era moare, și când a fost jos, și când a fost, și când l-a dat afară rednic și venea și făceam antrenamente pe furiș. A avut fluctuații, el așa... A avut fluctuații, dar eu i-am spus-o din... Eu i-am văzut psihică lui și i-am văzut firea lui și îi spuneam tot timpul, ajungi sus, trebuie să facem asta. M-a ascultat. Asta am văzut, te-a și ascultat, da? Probabil, și de asta da. Și copilul a evoluat. Dă-i. Cu toate, cu unii l-au dat afară, unii să nu-l mai prindă pe alea, unii din colegii mei au spus că nu o să va ajunge niciodată portar și am zis, ascultă-mă, ăsta va ajunge portar, nu o să ajungă niciodată. Oi, da, un fost coleg de-al meu a spus că nu va ajunge niciodată portar. Dar uite că Târnovan ne-a demonstrat că merită, cel puțin acum. Pentru mine a fost un șoc pozitiv, crede-mă, acum ultimele două meciuri, cât a putut să scoară. Încă n-a spus tot. Să-mi fie convins. L-ajută și vârstă, l-ajută tot. Eu vorbesc cu el și spun tot timpul, pe fiecare meci, spun, vezi că acolo e greșit, vezi că acolo aia n-ai făcut-o bine. Și vorbesc și mă întreabă, dar cum trebuia să... Păi uite, așa trebuie, ar fi trebuit din punctul meu de vedere. Tu ascultă-ți antrenorul de acolo și alea, dar mi-a zis... Altă chestie bună ce spui acum. Tu ascultă-ți antrenorul de acolo. Tu dacă vrei să vorbim așa, la alea, vorbim... Îți pot veni ca un spate, exact. Dar tu ascultă ce spune ăla, că era la un moment dat o chestie cu poziționarea lui în poartă la centrări și la chestia. Stai mai sus, pentru că în poziționare corectă tu nu trebuie să faci niciun efort. Dacă stai bine în poartă la corneri și la centrări și la alea, tu nu faci nici cel mai mic efort. Tu, în momentul în care ai ridicat mâinile sus și la alea, te duci la 4 metri. Nimeni nu ajunge la 4 metri. Dar trebuie să ai o poziție corectă în poartă. Uite, zic, stai mai sus și rost, că domnule, știți că noi trebuie să ne apărăm cu linia de la 12 metri și alea. Am avut eu niște discuții. Am zis, Ștefan, tu să faci ce-ți spune antrenorul tău acolo. Dar, uite, una din chestiile care le văd eu că nu sunt ok, uite asta, ia vezi. Da, nu, s-a schimbat mult. Nu, e schimbat copilul, s-a maturizat, trec ani, trec, prinși experiența, clar, prinși experiența, alt club, un alt nivel, alte cerințe. Dar el are un psihic atât de ok, că practic la el e imposibil să n-ajungă sus. Atât de bine stă. Deci portarul care nu stă bine aici, are mari probleme, el stă foarte bine. Independent, nu-l afectează nimic. E
dacă e, să spunem într-adevăr că portarii au și o doză lor așa aparte. Una e una altă, aia nebunia care se spune cu alea. Aia e altceva, dar el are ceva în plus. El are ceva în plus care nu toți portarii au. Deci are chestia aia că practic nu-l interesează nimic ce e în jurul lui. Nu-l interesează, nu-l afectează nimic. Nu-l afectează. Nimic. Nimic. Chiar și dacă ia un gol, uitați-vă la chiar dacă a luat un gol și alea și alea, nu. De obicei, un portarul care stă slab cu psihicul, în momentul în care ia un gol, nu mai ce să mai faci cu el. În meciul ăla, practic, este demolat. Dacă nu-și revine repede, alea, o comite până la urmă și nu, tot meciul va face praf. La el nu-i cazul. Nu-i cazul la el. La el nu-i cazul, el își revine imediat din pumn. Și o chestie foarte bună pentru el. Îți aduci aminte, tu ai avut un antrenor cu portari așa la Iași? Eu n-am avut antrenor. Noi n-aveam antrenor cu portari în primul rând. Prima dată când am avut antrenor cu portari, am avut la Dinamo, când era la Dinamo, era cineva, unul, Nea Marinelu, un fost portar cu vremuri al lui Dinamo, care mai făcea antrenament cu noi, dar nu era o chestie. Era unul Eftimescu, parcă mai era, nu era Eftimescu, dar nu era antrenor. Nu era antrenor, portar, nu. Nu. Era Nea Marinelu, care se mai ocupa el, dar venea, eu știu, o dată săptămână, o dată la două săptămâni, o dată nu era cum e acum. Cum e acum? Doamne, stă antrenorul lângă mine, verifică mâncarea, greutatea, alea, tot. Nu, n-am avut niciodată. Și practic voi vă antrenați, voi... Noi ce vedeam? Vedeam aia. Noi creșteam singuri. Noi am crescut singuri. Odată cu echipa, fără practic, nimic, da. Ne uitam la Bucu, ne uitam la Nasti, ne uitam la ăla, mai te uiteai la televizor, mai făceai aia, rămâneai la antrenament, rămâneam... Eu vă spun o chestie. Eu rămâneam cu Paveliu câte o oră jumate după antrenament. O oră jumate bine stăteam. Bine ai dus în discuție. Cu rămasul după antrenament. Când au fluierat antrenorul, jucătorii mei, schimbați, la baie și când ajungeam noi antrenorii la baie, ei ieșau de la baie și plecau. O problemă acum, nu? Nu există. E o problemă acum chestia, yeah. Să zic. Yeah. Vă obliga cineva? Nu mai stau, nu. Chiar spune tu așa la toți care se uită la noi, te vă obliga cineva să... Stăteam de plăcere, nu? M-am spus, stăteam câte o oră jumătate pe antrenament, dădeam la poartă, făceam penalt, veneam rupți de pe... Deci la noi ziua începea de dimineață la ora 8, veneam dimineața la ora 8 și jucam tenis la stadion, acolo chiar la ușa stadionului, jucam tenis cu piciorul și plecam la ora 2 de la stadion, făceam antrenamentul și după antrenament mai stăteam și mai făceam. Nu exista să nu faci refaceri, să, la baie să intri și să ieși sau alea, nu puteai. Se uita ăla, te vedea Nea Simi sau Nea Mian sau alea, aoleu, ferească. Acum trec așa, nici trec prin duș, japă, ești afară și când ajungem noi antrenorii, ajungeam antrenorii la vestiar, ei erau în mașini și plecau. Dar cred că ți era o plăcere să... Cred că ai stat și cu Nea Simi la după antrenament, nu știu dacă rămâneați împreună și cu Nea Simi, să vă antrenați după antrenament. Să-ți dea la poartă sau cred că era când un... Când era antrenor Nea Simi sau dacă era, când era jucător și te solicita, stăteai, dar nu, atunci când era jucător făcea cu Bucu. Cum făceau, aia, da, făceau deci, erau, deci erau doar între... Dar după aia când a fost antrenor, stăteam cu Nea Simi da, și dădea la poartă și alea și frumos. Ți-au prins bine? Alea erau antrenamentele noastre. Alea practic erau... Alea, da. Că rest nu făceau, deci practic la portare înainte nu să îți acorda atenție sau să-ți facă antrenamente speciale ții, nu, tu trebuie să te adaptezi în funcție de antrenamentele care le făcea antrenorul cu echipa mare. Eu știu, făcea unul contra unul, sau făcea, eu știu, centrările cu astea, nu făcea nimic pentru portari el. Să spună, băi, astăzi lucrăm pentru portari, dăm centrări și voi arpem. Nu, tu trebuia să te adaptezi la antrenamentul echipei și să faci cât mai bine ce era acolo în cadrul antrenamentului. Antrenori care ți-au marcat cariera? Cred că Lucescu, cred că printre cei mai... Da, Lucescu. Bă, Lucescu era prea mare pentru... Nea Mircea au fost la nivel în mare de tot. Antrenorul care ți-am zis, care îi, domnul profesor Romila, care pentru mine a fost ca un tată și datorită lui am ajuns unde am ajuns. El s-a ținut foarte, foarte mult de mine și alea. E profesorul Marica care m-a debutat. Ce antrenori am avut? Am avut o grămadă de antrenori. Nea Mircea,
și Nea Mircea mă băga în seamă pe mine la Dinamo. Nea Mircea avea problemele lui. Am picat și eu atunci, am picat prost, pentru că era Țețe care n-avea, practic Nea Mircea ar fi vrut să-l scoată pe Țețe de acolo, pentru că Țețe era foarte incomod lui Lucescu. Foarte incomod. Pentru că Țețe vorbea, Țețe făcea ce vroia și nu-i prea îi convenea lui Lucescu chestiile astea. În momentul în care a avut ok-ul să-l curățe, l-a curățat. Și l-a curățat imediat după ce m-a dat mine la Moreni. La Moreni m-a sunat generalul Genu și mi-a zis că trebuie să mergem la șeful mare. Ne-am dus la șeful mare și mi-a zis, de mâine te duci la Moreni. Când m-am auzit, nici n-am avut timp să mă trezesc, că deja, băi, vezi că mâine gata la Moreni. Ce Moreni, domnule, stai un pic, nu mai stai un pic nimic. Zic, domnule, eu plec acasă, eu plec la ei, nu mai stau. Păi pleci, dar te arestăm. Pleci cătușele, cu toalea, ești militar, ești alea. Și m-am dus să zic, băi, vezi că mă dau la Moreni. Eram mutat la București cu nevastă mea, vezi că mă dau la Moreni, gata, de mâine la... Cum la Moreni? Păi, ce facem, ne mutăm la Moreni? Băi, nu ne mutăm la Moreni, că toți sunt din București. Erau frații Panuș cu Butofei din Ploiești și frații Pană din Moreni. În rest, toți eram din București. Pine autocarul dimineața la ora 8, ne lua de la Dinamo, ne ducea la Moreni, făceam antrenament, ne duceam înapoi. Da. Și zic, Doamne, zic, ia, uite, unde am ajuns, mă duc la Moreni. Până la urmă am zis la Moreni și am avut o bucată bună de carieră. Cât a stat acolo la Moreni? Păi am stat 87, 88, 89, am stat 3 ani. 3 ani, 3 ani jumate. Până la Revoluție. Și ai fost nevoit, practic, că a venit Revoluția și ai fost nevoit să revii la Iași? Sau... Nu, am venit la Iași, pentru că la Moreni, gata, acolo a făcut-o praf. Imediat e retrogradat. La Revoluția în iarnă, eram în Liga 1. Dar și ca condiții financiare și tot era ok. Erați practic... Atunci, pe vremurile la Moreni. Da. Păi la Moreni atunci se făceau bani atunci. Eram singura echipă care, din cadrul Ministerului de Interne, care puteam să facem bani. Noi făceam bani la turneile care ieșeam afară. Cumpăram și noi una, alta, alea și aduceam și făceam și noi obișnițele cam, astea. Ca toată lumea, deci nu mai... Ca în toată lumea, de acolo se făcea mai bine. Acolo era ceva mai bine, la înalt nivel. Deci Nea Mircea Lucescu, când plecam în deplasări, deci cu Dinamo ieșai de 5, 6, 7 ori pe an, ieșai din țară. Ceea ce era un lucru fantastic. Dar în schimb cu Nea Mircea, în momentul în care ieșai afară, spunea, dacă prind în autocar sau în avion mai mult de două videouri, s-aruncă tot. Sau prind mai mult de 10 kg de cafea, s-aruncă. Sau prind mai mult de 10 cartușe de țigări, s-aruncă. Deci cu Lucescu nu era chestia, nu puteai să faci nimic. Pe ce nu motiv? Ce? Nu vroia, el văzut că nu suntem echipă de bișnițari. Nu există la mine nu există așa ceva. La mine mergem la un spectacol, la Paris, mergem la alea, vizităm, facem, dregem. El le avea tot timpul, okay. Să ieșim cu familie, scotea cu familie la teatru, la operă, la alea. La... Vă prindea bine? Atunci mergeam forțat. Atunci mergeam forțat. Mergeam forțat, forțat. Era alea, băi, toată lumea cu soțiile, copiii, alea, mergem în cutare loc. Ne duceam pe Iana Brașov cu toată familie. Ne duceam la... Era un Nea Pandeli, un sirian milionar care alea la București, ne invita la mese, ne invita la frumos, ne duceam la teatru, ne duceam Nea Mircea numai cu astea. Deci clar, fără cafele, fără video. Când ieșeam în străinătate, primul lucru, noi ne uitam să vedem câte sunt blugii, câte sunt țigările, câte sunt la ei. Nu. Ne uitam să vedem, băi, ce e aici de văzut? Turnoai, fără, mergem la turnoai. Ce e aici la alea? Păi aici e, băi, acolo mergem, vizităm frumos, alea și după aia. S-a prins bine totuși, zic eu. Nu a fost. Da. Acum, spre final, acum îi dau perfectă dreptate. Atunci nu-i dădeam. Da, să ne domne, să nu noi ceva, să nu știi, toată lumea eram cu... Dar acum, da. Acum asta aș face, ce face el. De la Moreni vin apoi la Iași. De la Moreni am venit când a venit Revoluția, pe 11 ianuarie, am zis, păi... Ce să mai căutăm aici? Au început aia să dea în noi, toată lumea dădea în noi, echipa lui Postelnicu, într-adevăr, era echipa lui Postelnicu, da? Și vin aveam noi. Noi eram militari, respectam niște ordine și Nelu Bucu, a venit Nelu Bucu la București, la alea, haide bă acasă, vii acasă, haide bă, vin acasă. Și am venit acasă. Aveam
aveam tot ce-mi trebuie, aveam apartament cu 3 camere în București, aveam tot ce-mi trebuie, aveam o cutie cu bani, o cutie de pantofi plină cu bani, zic, băi, hai să mergem acasă cu nevastă mea. Și ne-am mutat la Iași. Ne-am mutat la Iași, am venit înapoi, am dat apartamentul, aveam un apartament cu 3 camere la București și l-am dat lui Frâncu, a fost un fotbalist, Eugen Frâncu, da. E pe la Oradea, cum am prins să mă înșel. Nu, la București. Stai la București? Nu știu ce avea impresie, da. la Oradea, el plecat. Și i-am dat apă, mă rugam de el, hai bă, ia tu apartamentul ăsta, că mă rugam de el să ia apartamentul. Până la urmă i-am dat apartamentul, dar după aia să îmi dau seama ce tâmpenii am făcut. Aveam și aici apartament, aveam și la București. Și l-am dat lui pe gratis apartament. Zic, hai, ia apartamentul ăsta. Și mi-a plătit o mașină și mi-am adus mobila de la București la Iași. Dar astea au fost timpurile. Și am venit la Iași, am stat la Iași, am prins la Iași 90, 91 și 92, în vară 92, dar până în 92 am avut viața foarte grea la Iași. De ce? Foarte, nu mai era nimeni, nu mai era nimic, nu mai era foarte grea. Debandat de la club sau... Nu, debandat, sărăcie. Sărăcie, deci nu mai era... Sărăcie, nimeni nu mai era, când era Năgâți. Era Năgâți, hotărat să concea. Bine, începe un segment, că se hotăra altfel. Din revoluție nu mai știe nimeni nimic ce se întâmplă. Eram praf. Praf. Nici mâncare la cantină nu era. Nici. Pur și simplu trăiam așa din... S-au perindat o grămadă de președinți, de care și cum venea și la alea care și cum pleca. Pentru că nu mai ajuta nimeni. Cum ajuta înainte? Dădea la ordine, dom'le, asta, ăștia, tu dai mâncarea, tu dai alea, tu dai transportul, tu dai alea. Nu mai era nimic, trebuia să ne descurcăm. Trebuia să descurce clubul singur, ceea ce practic era... nu a făcut să râng viața lor. Da, nici acum. După aia au luat-o Bucu cu Bădia, Ursul, cu alea și au ținut-o ei, cum au ținut-o și alea, dar foarte greu, am prins niște perioade fără salarii, fără, doamne, negre, urât de tot. Dar am plecat în 92, am plecat în Ungaria. În 92 am plecat în Ungaria și am stat 2 ani în Ungaria. Am 2 ani în Ungaria. Prins o perioadă foarte, foarte ok. Foarte bună. Ai jucat la... Diósgyőr. Miskolc. Da, un orășel frumos, un orășel muncitoresc la alea. Foarte mișto. Foarte... Cu un fel de Rapid al... Rapid al Ungariei. Iar după aia am venit înapoi acasă. Am venit acasă și m-am dus la Piatra Neamț. M-am dus la Piatra Neamț un an. Un an m-am dus la Piatra Neamț cu Ștefan, președinte, Ștefan, președintele Consiliului, așa, Chivorchean, președintele clubului. Am prins perioada aia de glorie a fotbalului românesc, da, când toată lumea era prieten cu toată lumea. Un an am stat, n-am vrut să mai stau, puteam să mai stau, dar n-am mai vrut să mai stau, tocmai din cauza asta, că nu mi-a plăcut nimic. După aia am mai avut o perioadă la Fălticeni, foarte mișto, perioadă mișto cu... Era Hoțu? Hoțu, da, era Hoțu, era cu Cică Cârstea, cu Cip Paraschiv, cu fotbaliști, au fost fotbaliști ok acolo, am avut echipă tare de tot, cu niște condiții atunci la Liga 2, cu Hoțu, n-aveau condiții Liga 1, ci condiții aveam. A murit, da. Da. A murit sărac și bolnav, omul care venea și punea geanta de bani pe masă, la fiecare meci. La fiecare meci venea și punea geanta de bani, ăștia-s banii. După meci, era echipa, singura echipă care după meci ne plătea prima. Aveam prim imediat, după, stăteam după meci și îmi dădea prima. Înainte mai de rar, meci, mai rar, manier. Niciodată n-am avut, nicăieri. El venea înainte de meci și spunea, aveți atâta aici, astăzi batiți și după meci Oana vă face, sora lui, Oana vă face plata. Face plata totul. Da, așa se întâmplă. Și am avut o perioadă mișto tare la Fălticeni. După aia am mai venit la Iași un an și ceva, cu Pavel Hodea. Haide băi acasă, gata. Dumnezeu să-l uite și pe el. Da. Vezi cum... Nu se ne-a credit, practic, vorbim așa trecut, așa, de oamenii ăștia care totuși... Deci cum poți să moară un om? Cum poți să te curăți așa, fără... Da.
Asta e. Păcat. Și ca antrenor, cum ai început? Cum... Ca antrenor, n-am început. După ce m-am lăsat de fotbal, la 35 de ani, venise la Iași moldovan, antrenor. Ioan Moldovan, nu Ioan, știți? Ioan, știu, da? Cum? Ioan Moldovan. A venit să antrenor la Iași, tam-tamul, tam-tamului, toți el, la afaceriști, în frunte cu Nichita, comisarul, în frunte cu primarul Nichita, cu toată lumea. Toți au strâns toți oamenii de afaceri din Iași, au venit primarul de la Alexa, de la Podul Iloai, toată lumea s-au strâns, s-au mobilizat, domnule, facem echipă, da, intrăm în Liga 1. A venit comisarul, tot, am făcut echipă, au adus jucători, au adus de peste tot, alea, cantonamente, tot ce vrei și alea. Și am început prima etapă la Călăraș, parcă am avut meci la alea. Ne-au bătut aia 2-0, noi nici n-am atins mingea. Nici n-am atins mingea, eram, ne-a supra-solicitat. Au făcut niște, un cantonament și niște antrenamente care ne-au dat peste cap tot. Eram adunătură, veniți din... Când au venit ăsta, Matincă, când au venit ăsta de la Craiova, zic cum îl cheamă, au venit o grămadă de jucători de peste tot la alea și am făcut noi o echipă, batem tot la alea. No, după prima etapă ne-au bătut 2-0 și m-am dus la un moldovan, un antrenor foarte suspicios și foarte, n-am văzut antrenor mai suspicios că ăla în viața mea. Am luat două goluri acolo, dar fără să am un penalti și unul scăpa singur cu mine. Și după meci, la Iași mi-a spus, auzi, te-au contactat ăștia înainte de meci, cumva, și a zis, păi, nenerule, termină cu chestiile astea, că nu, nu ține la mine, nu venim. Păi, nu, nu, dar am întrebat și eu așa. Nu. Și țin minte că au ieșit afară la antrenament, au ieșit afară la antrenament și n-am mai ieșit afară la antrenament, m-am dezbrăcat. Am făcut o refacere și după asta i-am spus, zic, din momentul de față eu nu mai joc fotbal. Deci practic, pur și simplu mi se... Practic discuția asta te-a forțat, practic? Că a vrut-o, când a vrut-o să te spun... Da, să... bă, a fost... Da, bine, aveam de gând așa, dar am zis, băi, haide, bă, să mai merg, haide să mai... Dar când am văzut că am dispicit vorba și am zis, neanelule, gata. Din momentul de față eu... Era practic 98. 98 era, nu? Da, 98. Practic noi și vinea, el a venit și în detrimentul venise și copiii care câștigase titlul, da, da, care ar fi, aia, ar fi putut păi fi ținuți. El a adus atunci Adrian Popescu, venise de la Craiova. Adrian Popescu, da, da. El atunci a adus 20 de jucători au adus atunci. Că mulți tot, din generația atunci spune, băi, în detrimentul da, nostru, așa, da, practic ne-a dat... N-a luat nimic. Nimic n-a luat de acolo. Nimic. Nimic, nimic. S-a pierdut o generație bună, practic, atunci. Campion național. Lângă voi, pe lângă voi, așa puteau să... Acolo trebuia să iei 4, 5, 7 de alea și ții la echipă. Băi, care sunt mai, cei mai reprezentanți? Ăștia trebuie luat și ținuți pe lângă echipă. O jumătate de an, un an, doi ani, nu se poate. Dar acolo greșeala a făcut Nichita, în primul rând, care a crezut în chestia asta. Alea, și, bineînțeles, eu m-am lăsat atunci... El mi-a zis, băi, cum bă, să te lași, cum să, gata, domnule, am terminat. Haide, bă, rămâi, că faci ce vrei tu, când vrei tu. Zic, băi, nenea, vrei să-i certăm și la alea. Gata, din momentul de față am terminat. Din momentul ăla n-am mai pus ghetele în picioare. M-am lăsat de fotbal, practic. N-am mai făcut nimic, nimic, n-am mai... Ai știu că să ajungi antrenor portari sau... Nu, n-aveam niciun. Am început afaceri. Am început afaceri, mi-am făcut bar... Am avut un bar, după aia am făcut chioșcuri, am făcut... Dar știi cum e, afacerile nu sunt pentru toată lumea. Afacerile sunt pentru cei care știu să facă afaceri. Care au sânge în ei de afaceriști. Eu eram afaceristul care vindeam mia cu 500. Cam asta am fost eu. Da, n-am avut treabă cu chestia asta. Și m-am dus și mi-am făcut și alea, și alea, și alea. A făcut o grămadă de tâmpenii și alea, dar... Afacerile sunt pentru oameni care, oameni hâtri, oameni care n-au să știe atunci. Care sunt tari, care sunt
Bine, și eu eram tare, dar trebuie să fii tare, de exemplu, să îți muncească unul și tu să la sfârșit spui, băi, du-te că n-ai muncit bine, nu-ți mai dau bani sau alea. Cam la modul ăsta, eu nu puteam să fac așa ceva. Și bineînțeles că ăsta am fost afaceristul care am vândut mie cu 500 și la un moment dat zic, băi, gata, nu mai vreau să mai fac afaceri, nu vreau să mai fac nimic. Ce pot să fac, nu? Ce pot să fac? Stăteam cu nevastă mea, am avut alimentară, am avut, nu spun, toate tâmpenile am avut. M-am lăsat și la un moment dat ne-am mutat la casă, mi-am făcut casă la Popasul Păpurari și stăteam cu nevastă mea și zic, băi, ce facem? Că na, vândusem tot, alea, nu o să ne ajungă banii ăștia toată viața de ce am vândut noi magazinele, școale, zic, totuși trebuie să fac ceva, ce fac? Mă gândeam, zic, băi, să mă duc în stânga, în dreapta, să fac alea, să mai iau mașini, să-mi iau taxiuri, să-mi iau... Și până la urmă, nevastă mea îmi spune, face, băi, omule, ce ai făcut tu toată viața? Păi ce am făcut eu, măi, nene? Păi fotbal, ce am făcut? Ce Dumnezeu, nu știi ce am făcut, îmi face. Și mi-a zis, Benonaș, la fotbal trebuie să te duci. Du-te unde știi, unde te pricepi. Practic soția da. Te-a împins acolo, te-a împins, ea mi-a zis sugerat, chestia asta, ea mi-a zis, du-te la ce te pricepi, nu te mai du unde nu te pricepi, că uite ce s-a întâmplat, și cu afaceri, și cu alte tâmpenii, și cu alte. Ce ai făcut toată viața, fotbal, du-te la fotbal, și zic, băi, știi că ai dreptate, și am început cu o grupă de copii, născuți în 96, Paul Costaș, m-a ajutat atunci, am mers la noua generație la el și mi-am făcut o grupă de copii. Tot portar. Te-a ajutat de da. Tagma voastră și toată... Da, da. Și Paul Costa și un băiat, un om extraordinar și un băiat săritor și un tot timpul. A ajutat foarte multă lume și... Adică, na, îi sunt recunoscător și lui pe această cale, dar țin să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Și mi-a zis, băi, fă-ți o grupă. Și mi-am făcut o grupă de 96, după aia mi-am mai făcut o grupă de 97 și am început ușor. Am mers cu grupa aia de 96, ne-am dus până la finala pizzara, campionatului ăsta de minifoc, Gheorghe Ola era înainte, acum nu mai știu ce se întâmplă. Bă, am turnei prin străinătate, prin... E prin era bună nouă generație la vremea respectivă. Da. Mulți copii buni au fost acolo buni, care la fel s-au pierdut. La fel, iar generații pierdute așa, nu știu. S-au dus, totul s-a dus, totul. Foarte mulți copii au fost acolo. Foarte mulți copii. Și, practic, nu știu dacă au ajuns ceva la echipa mare. Nu știu cum Dumnezeu la echipa mare nu ajunge nimic. Trebuie să fie o explicație. Totuși trebuie să fie o explicație. Au fost oameni care s-au perindat la echipa mare care, vă spun... Uite, de exemplu, vorbul ăsta, Nikita. Păi Nikita mânca fotbalul pe pâine. Nikita mânca fotbalul pe pâine, dar, în același timp s-a înconjurat de o grămadă de oameni care nu aveau valoare și ce a făcut el cea mai mare tâmpenie? Și-a bătut joc de oamenii care eram loiali și oamenii care munceam. El, oamenii din Iași, i-a făcut praf. Tot ce eram din Iași la echipa mare ne-a făcut praf. Practic ne umilea și ne ținea acolo ca pe... El avea o vorbă, zice că, băi, alea îți dau 2 lei și te țin sub papuc și te conduc cum vreau eu și cum asta. Deci, practic, el își bătea joc de oameni și a bătut joc de oameni din Iași. Am două promovări în perioada lui, cât a condus, în două promovări eram eu cu Chere și cu Cezar Conceriu, oameni din Iași, care am muncit mult la echipa asta, care ne-am mâncat zilele la echipa asta și vreau să spun că plecam fără 5 bani în buzunar. Deci nu ne-a dat 5 bani, o primă de obiectiv. Când toți plecau cu pachetele de bani de la club, noi stăteam pe bancă și nu ne-a dat un leu să luăm o bomboană la copii. De ce? Pentru că eram din Iași. Deci cele mai mici salarii și cele mai proaste condiții le dădea nouă oamenilor din Iași. Și știi care era culmea? Că noi munceam cel mai bine și cel mai mult și eram cel mai loial. Și pe noi să nu ne vadă tot timpul. Tot timpul cele mai proaste condiții, ceva cele cu mai... Practic, sau... Nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. Deci de ce tot timpul și-a bătut joc de noi? Tot timpul și-a bătut joc de noi. Cine venea de afară era rege. Noi ăștia de cine? Ăștia, nu, auxiliar, ne spunea.
Auxiliari. Auxiliari. Auxiliari prin stărică, prin omul lui prin stărică, ne spunea auxiliari. Voi sunteți auxiliari. Asta e. Deci nu a știut să țină oamenii aproape de el. Nu a știut să țină oamenii care i-au fost loiali, oamenii care au muncit, oamenii care și-au făcut treaba ca lumea. Nu. E tot timpul... Și uite, dar nu numai noi, uite, cu toți ce-au fost, cu Mițu Dănilă, cu Dorul Ionescu. Acolo e o mare tragedie, practic. Tragedie. Cum să faci tu așa ceva? Cum să faci tu așa ceva cu omul, simbolul Iașului, cu Nea Mițu, care a fost, a ținut stadionul ăsta în picioare? Chiar să-l dai picioare. Afară. Să-l dai afară. E, chiar e așa. E deci durerul. Pur și simplu omul ăla a fost omorât. Pur și simplu prin chestia asta. Tot ce ai fost, făcut, practic, tu l-ai dus acolo. L-a omorât. La... Cum? Dar de ce să dai tu pe Nea Mițu afară? Omul ăla care a trăit toată viața lui la stadion. Deci ca și cum trăiești toată viața ta aici și vine unul și spune, băi, de mâine gata, nu mai ai, ai plecat. Nu, nu suntem așa recunoscători, nu? Deci nu, nu știm. Nu. Cum au cultura cei de afară să-și prețuiască pe cei care au jucat acolo, care au muncit pentru oraș. Dar noi, dacă nu mai ești folositor, ești gata. Ești egal cu zero. Deci dacă nu le mai aduci, nu mai poți să muncești, nu mai le aduci nimic și lua alea, gata. Nu, ne le-am spus și acum și chiar recent le-am spus și celor actuali și celor din trecut le-am spus, băi, creați voi și voi acolo la stadionul ăla ceva, copilul ăla care veni din urmă, ca și junior, care, copil care tinde să ajungă spre echipa mare și tinde spre un viitor în fotbal, creșteți-i în așa fel încât să fie educați și arătați-le ceva ce a fost și în urmă. Ei n-au nimic ce să le arăte. Băi, treci pe... Băi, nici nu cunosc, domnule. Băi, pune niște poze ce a fost cândva. Nu cunosc, domnule. Dacă îl întrebi pe unul din Neasimi, din Romilă, din Șâmpeanu, din două, din... Habar n-au. De noi, tocmai de asta fac podcast-urile astea și vă invit pe voi, cei care ați muncit pentru Iași, pentru orașul ăsta, pentru echipele din Iași, nu numai din fotbal, chiar și din basket și din volei. Aduc aici, au fost oameni care au crescut și au făcut performanță aici și au reprezentat ceva pentru echipele din Iași, au muncit aici. E păcat ca cei care vin din urmă să nu știe, pentru că ei n-au de unde afla. Nu ai istorie. Eu am zis că în afară de tot ce am strâns, din afară de tot ce am strâns, crede-mă că tu ai văzut cu ochii tăi, practic, când am avut la muzeu acolo, m-am umplut două etaje, s-a mai mărit colecția, crede-mă ce-ți spun, cred că plec peste 4.000 de obiecte. Începând de la programe, totuși să știi prea bine. Și nu am unislat, măcar am zis că ceea ce mai pot face e asta, ce mai pot face. Eu, e la o sugestie a celor care sunt lângă noi aici, care m-au și ajutat și care mă ajută, benevol, vin aici și mă ajută să facem lucrurile astea, să arătăm totuși ce... Bravo, felicitări pentru chestia asta, dar uite, ar trebui făcut și insistată pe chestia asta, că să fac atâtea și atâtea, exact cum spui tu, deci pur și simplu un club fără istorie este egal cu zero. Nimeni nu știe de clubul nostru exact, nimic. Am văzut acum așa. Mai știu unii și alții dacă mai întrebi așa, pe un, băi, mă, știi de Romilă sau de Simionaș sau alea, ăia care sunt mai bătrâni, mai știu și alea. Spune, dar ce vine ce acum? Ce vine tot se uită la tine așa, cine? Cum? Ce-o făcut? Da, trec pe stradă prin lângă Neasim și pentru că uite, tu ești împedicat să faci o chestie de genul ăsta în care, băi, eu știu, treci unul, ce e aici, bă, păi aici e muzeul, ia bă, să intră și noi să ne uităm și noi un pic, bă, uite, bă, ăsta e cu tărică, uite, ăsta e cu tare. Să spun o chestie, în perioada respectivă, prin expoziția pe care eu am avut-o la muzeul municipal acolo, am avut cel mai mare număr de vizitatori, crede-mă. Da, nu vinea pe extra ce era acolo, cum mi-aduceam. Sunt oameni care vor să vadă, care vor să am umblat și prin remember, care vor să-și aducă aminte sau sunt care vor să scormonească, să vadă, băi, hai să vedem cine a fost, cum a fost, cine a urmat. Cum exact, cum s-au transformat toate lucrurile acum nu s-au făcut, nu a venit clubul ăsta așa deodată, a aterizat și aici, noi suntem aici, noi suntem stăpâni. Suntem clubul fără voi, istorie, până la voi, a fost atât de generații. Suntem clubul fără istorie, care își convin, toți profită și trag ce au de tras de aici și în rest nu interesează absolut nimic. Deci știi, băi, n-am lăsat nimic în urmă. Băi, bă, că trăiești pe pământul ăsta, pune, bă, un copac, fă o casă, fă ceva, băi, las ceva în urma ta. Clubul ăsta nu lasă nimic în urma lui. Praf a lăsat. Deci eu practic vreau să pun la dispoziție și nu pot. Da. Nu mă cheamă nimeni. Băi, vină mă încă. Mie mi s-a spus, doamne, pe un viitor amplasament al viitoarei stele polivalente sau viitorului stadion. Când e, frate, că n-am văzut o cupă ai dată. Ai văzut la Piatra Neamț ce frumos au făcut aia acolo? Ai văzut? Am fost. Gelul Cracană, un
N-am fost. Prieten, ea, prieten cu mine și alea, dar am fost, era masior pe vremea când eram la Piatra Neamț. Și el, exact ca tine, un băiat foarte pasionat și foarte, foarte hotărât și decis și a făcut ce a făcut acolo. Ai văzut ce frumos când intri acolo, vezi, m-am văzut și eu în poze acolo, m-am zis, extraordinar, uite, chiar ți-am zis, când am intrat, m-am uitat și m-am zis, uite-te aici și la alea, și eram și eu acolo în poze, zic, ia uite-te, bă, frate. Eu v-am prins pe atâția care ați venit și la muzeu atunci și chiar erați chiar, chiar ați fost impresionați așa și mulți, am văzut și mulți. Foarte mișto acolo, dar exact ți-am zis, suntem un club fără istorie, n-ai nimic, nu știi nimeni nimic. Nimeni nimic nu știi și mai aduce aminte așa din când în când de unul sau de altul, dar în rest nimeni nu știe nimic. Ăștia care vin acum, ți-am zis, și întreabă acum din fotbaliștii ăștia care sunt acum, nu știi nimeni, că 10 ani în spate nu știi nimic. Nici 10 ani în spate, ce mai spui de acum 50 de ani? Dar nu știu ăștia, și cei de, eu asta zic că trebuie învățați de la copii și juniori, de acolo trebuie luat. Copilul ăla când trece pe acolo trebuie să vadă, ce, să aibă un culoar acolo. Pus, cine e nenea asta din poză, deci măcar să-l vadă, să știi, băi, asta a fost ăla, a fost ăla, a fost ăla, a fost jucătorul Is, a fost jucătorul Igre. Ai avut fotbaliști, spune, ai avut alea, echipă de campioană națională, ai avut alea, băi, mă, să vedem. Nu, domnule, nu interesează pe nimeni. Un staff așa încă care... Încă o dată, care spun care e chestia, totul în ziua de azi se rezumă la bani. La bani, din păcate. Din păcate. Și cu asta basta, încheia orice, deci nu, dacă nu-s bani, nu interesează pe nimeni. Mustafa, așa, adică ești antrenor care a lucrat bine și ai fost antrenor la echipa mare, care a lucrat bine, care ți-a fost ok, care te-a interesat? Toată lumea a lucrat. M-am înțeles foarte, foarte. Nici nu știu, dar așa un... Și cu Nea Popică, m-am înțeles, și cu Lăcătuș, și cu Mihai Teja, și cu cine a mai fost, cu Geană, cu Nea Voie, cu... M-am înțeles bine cu toată lumea. Cătălin, când îți faci treaba, singurul care mi-a reproșat că lucrez prea mult și ăla era Rednic. Care, băi, nu mai, bă, că omori portarii, bănane, abia el, nu știu ce, bă. Zic, vezi că le-am dat, am făcut 3 plonjoane astăzi, bă, atâta, nu mai, bă. Dar când îți faci treaba bine și omul se uită antrenorul și vede că îți faci treaba bine și alea, n-ai cum să nu te înțelegi cu omul. A, după aia ce intervine, după aia... cum apără portarul, cum alea, ce zi prinde și alea. S-au întâmplat, nu au greșit. Sau... Dar îți spun o chestie, pe mine m-a afectat, chestia asta de antrenor m-a afectat de 1000 de ori mai mult decât când jucam. Deci în momentul în care portarul gafa sau s-a întâmplat ceva urât la alea, eram terminat față de când jucam, când gafam și s-a întâmplat ceva și o comiteam și alea, aveam eu ceva și alea, dar în niciun caz treceam mult mai ușor decât antrenor... acum. Păi astea mă terminau. Portarul, când îmi greșea portarul, aveam senzația că eu sunt cel mai vinovat om de pe pământ. Un stres fantastic, da. Un stres fantastic am avut la... Dar în ziua de azi asta este. Uitați-vă, toată lumea e într-un stres maxim. Cel puțin, uite, la toate, și la Liga 3, mă uit aici unde sunt. Că am zis că acum mă duc la Liga 3 aici, stau liniștit și la alea. Bine, eu sunt liniștit aici, la alea. Dar mă uit ce se întâmplă. Domnule, cât patos și cât înverșunare și nu mai spun la Liga 2 și la Liga 1. Toată lumea la Liga 1 îi sunt galbeni, zbolnavificat toți, disperați. Toată lumea urlă, toată lumea e disperată. Sunt vând bani mulți. Unde sunt bani mulți, intervine și stresul, intervine și chestii. Ești mai liniștit acum după episodul din Copou, care ești mai liniștit acum? Foarte liniștit. Am aici un colectiv la Miroslava, oameni din nota 10, cu Tibi, cu Selime și cu Liviu Petrache. Suntem acolo. Oameni extraordinari, oameni. Și conducerea cu președintele, cu Elisei și cu Vieru și alea. Suntem acolo, o familie, alea, ne vedem de lungul nasului. Astea sunt condițiile pe care le avem. Ne le spune de la început și le respectăm. Problema este că avem o bază foarte, foarte ok. Probabil va fi cea mai tare bază sportivă în cel mai scurt timp. Acum a terminat
Avem la baza de la Uricani aici teren de joc foarte bun, teren de antrenament foarte bun, ambele de iarbă, și ne-a făcut și un teren sintetic senzațional, plus o sală de sport. Și eu zic că avem cel puțin din liga a treia și a doua, avem cele mai bune condiții pe departe. Pe departe. Acum, na, și noi am vrea să avem un pic niște obiective un pic mai îndrăznețe, dar nu depinde de noi. Iar ajungem la aceeași poveste, îți trebuie bani. Dacă nu vin bănuții, și este bănuții foarte și greu. Și materialul uman, cred că poate lucrați voi. Dacă și... sunt bani, vine tot. Vine tot, nu? Vine tot. Sunt bani, îți permis să dai și tu niște salarii mai acătării, niște salarii un pic mai mărișoare, găsești jucători, găsești. Dar dacă ai un buget restrâns, un buget de, la limită de avarii și alea, e greu să găsești. Te spuneai ceva de vârsta pensionării. Te vezi un pensionar așa? Te vezi să stai departe de fotbal? Să nu, băi, nu mai vreau să știu, nu mai vreau să aflu. Până la urmă să trăiai, să fii nevoit să faci chestia asta. Clar. Cât timp te miști, cât timp, și mai ales la meseria mea de antrenor cu portare, aici nu-i ca la antrenorul principal, sau nu. Aici trebuie să muncești, practic. Trebuie să lovești mingea, trebuie să alergi, trebuie să sari, trebuie să faci, trebuie să... Deci nu, la antrenorul cu portare nu merge. Nu merge cu... Nu, nu. După... Cât timp mă mișc, o să stau. Când o să mai... Alea, am 60 de ani. De acum, ușor, ușor... Na, încep să scârții. După cele mai bune produse, practic, după cum mi-a spus Târnovanu, Axinti și Ianuș Brânză, mai vine ceva? Speri? Sper. Am acum niște copii foarte buni. Am niște copii foarte buni. Sunt foarte mici, dar am și ceva care cred eu în 2 ani de zile cred că va bate la porțile legii întâi, cu siguranță. Sunt copii, încă o dată îți spun, sunt copii buni. Deci sunt nu poate decât să mă bucur ceea ce îmi spui. Da, sunt copii buni, foarte buni. Și mă refer pe segmentul ăsta de portari. Sunt copii foarte buni, dar trebuie să le acorzi atenție. Trebuie să iei de mici, trebuie să înveți de mici cu de prinderi corecte. Sunt, uite, care vin, care au, eu știu, 12, 13, 14 ani, care deja au niște greșeli care greu le scot de la ei, dar ușor, ușor să vedeți că se îndreaptă chestiile. Și cel mai îmbucurător lucru este că avem marfă de lucru. Avem. Asta e, deci dacă vin copii, asta este, e lucru minunat. Deci dacă vin copii la sport, dar, în general, e bine. Dar problema este ce se întâmplă în momentul care ajung acolo, eu știu, când să facă pasul sus, atunci să pierd foarte, foarte mult. Păi nimeni nu spune, nu poți să ai un procentaj de 100%. 100% e, fără doar șupoane, clar. Păi da, jumătate din ei, să nu profităm de jumătate din copiii ăia, nu se poate. Trebuie să le acorzi atenție mai mare, trebuie să le dai o alternativă, o echipă a doua, trebuie să le dai ceva, uite și la campionatele astea de juniori și de alea, trebuie bătut, le trebuie jocuri la copii, le trebuie. Ai început jocuri. Practic să spui la începutul emisiunii, ai spus campionatul ăsta de tineret Speranței. Ar fi bine reintrodus, ne uităm pe aici. Era de către regula asta de Wonderdog și 1. De programe de meci care toate scriu, în deschidere tineret Speranței. Da. Crezi că ar fi bine introdus înapoi? Deci, de către regula asta cu Under 21, asta ar fi o vezi de 1000 de ori mai bun. Am zis și eu, de 1000 de ori mai bun. Desparși discuțiile cu, domnule, când ai băgat, când ai făcut, când ai dres. Dar asta ar fi o chestie fantastică, pentru să ai dreptul să-l dai, deci, dintr-un lot, că nu poți să bagi tot lotul la un meci, la alea, ca să-ți rulezi lotul și să-l ții un pic în priză și la alea, să ai voie să bagi 5 jucători de la echipa mare și 6 juniori. 6 juniori, ar fi fantastic. Să faci Tinere Speranță sau copiii ar crește exact cum ați crescut și voi. Deci sigur că da, făcută deplasare cu echipa, dar nu acum, nu acum iar ajungem la, domne, e scump, domne, trebuie să deplasez pe alea, trebuie să-i plătim cazare, trebuie să plătim aia, și toată lumea, mai nou am auzit că și la centru aici ar dori să desfințeze centrul de copii și juniori, să facă nu știu ce Dumnezeu, liceu sportiv, cu alea am auzit niște chestii.
Nu știu, oraș ca Iașu, să n-ai, să nu ai tu un centru de copii, să dudui centru de copii când sunt atâția copii. Care a fost tot timpul, ai fost o pepinieră foarte bună de-a lungul timpului, de-a lungul timpului. Da. O perioadă întreagă de jucători ați crescut aici, aici v-ați lansat, aici ați plecat. Nu sunt, deci... tot timpul numai ăsta, la nu sunt bani. Nu sunt bani, da, e ceva... Nu sunt bani. Și acum, paradoxal, al doilea oraș al țării. Dacă n-ar fi părinții care să susțină pe copii, și alea, vă spun, cred că fenomenul ăsta... Nu știu, s-ar termina cu el. Eu cred că fenomenul sportiv în general, că peste tot aceeași problemă și la volei și la basket și peste tot handbal, indiferent de disciplină. Dacă nu, părinții nu vin... Exact. Să vă spun ceva, când m-am dus la fotbal, ce știa mama cu taică-mi, nici nu știau, abia, cred că după vreo 2 ani au aflat că eu sunt la fotbal. Păi știau ei, Doamne, să-mi plătească ceva sau să-mi iei ceva sau n-haba. De asta spun că ce era pe vremuri la centru de copii și junior. Domnule, avea grijă de tine. Avea grijă de tine și... familia nu trăgea din greu ca să te țină pe tine la fotbal. Nu-ți dădea taxă la fotbal, nu-ți dădea ghete, nu-ți dădea mâncarea, nu-ți dădea nimic în alea, decât acolo la fotbal aveai numai beneficii. Deci da, părinții nu simțeau... Erați și voi pe foame de performanță la vremea respectivă. Da, dar părinții nu îi împovăra pe părinți cu absolut exact nimic. Exact ce spui și nimic, tu. Copii, acum, dacă totul părintele nu are să-i ajute și alea, sunt copii care pur și simplu să duc jos pentru că mai exa n-are să-i cupere o pereche de ghete. Și copii cu potențial care ar putea... 100%. 100%. Un să duc. Băi, ce să vă... La fotbal, nu, e scump. La not, nu mai spun că la tenis, ferească Dumnezeu, la alea, lasă-mi, domnule, să joacă la telefon și asta este, să facă el ceva ce-o face. Și după aia ne plângem, nu mai mergem la un campionat mondial, la european, la o olimpiadă, nu mai mergem. Astea vezi că în timp repercursiunile sunt cu... cu bătaie lungă, așa, pe lungă de roată. Păi uite, unde suntem. Corect. Suntem am dispărut cam jos de tot. Da. Asta pentru că nu se mai... Nu se mai investește, e probabil că nu știu, că e o chestie de sus venită aici, ei de sus ar trebui să investească și în... Să acorde atenție, ar trebui acordat atenție mult, mult, mult mai mare copiilor și lor. Mai ales acum, în momentul ăsta, când uite-te în ce lume trăim, uite ce se întâmplă. Când ar trebui copiii să-i atragi aici, să-i atragi la sport, să-i atragi, nu neapărat la fotbal, că nu fotbalul singurul sport care... Avem țări în jur care fac lucrul ăsta, alături de noi, care fac lucrul ăsta, noi nu putem, nu vrem, cred că... Nu putem, pentru că sunt alte interese în față. V-am spus, învârt sume colosale în Liga 1, iar restul practic nici nu interesează nimic. Ce se întâmplă pe la Liga 2, Liga 3, e să ferească Dumnezeu. Deci pur și simplu toate sunt la limită de avarie, toate sunt acolo să supraviețuiască, dar ca să stai la Liga 3 pe un salariu de, sunt salarii de 600 de lei la Liga 3. Eu am zis mereu și nu numai... 600 de lei de salariu. Bine, nu, copii cu astea. Sau da, sunt atât de disciplină în Iașu, eu îți spun și de pe la rugby ce se întâmplă ferească și acolo. Vezi fetele alea campioane la rugby, acolo ferească ani, cu 400 de lei pe lună. Știu, campioană. Rămâi mut. Deci, ce stimulent deci în sport, în general, e... Nu știu că te și grăbești, vreau să te... Două întrebări mai am. Care ți-e mai drag dintre emblemii? Cea mai nouă sau cea mai vechi? Nu, asta mi-a fost întotdeauna cea mai dragă. Asta. Mi s-a părut... Asta o știu de... Asta e emblema noastră, care a fost dintotdeauna. Da, ăla e un pic mai... Bine, e stilizat, e clar, da, mai încoace dar, după 2005. Pentru mine asta e emblema cea mai ok. Care ți-a rămas așa la suport. Da, și da, vreau să te mai întreb, unde vezi sala polivalentă nouă, să spunem, și stadionul, unde le-ai vedea? Tot acolo, în Copou, tot aici... Nu, în Copou nu. În Copou, deci, nu se poate face... În Copou nu știu, că doar nu... Probabil sunt interese mari acolo în Copou. Dar stadionul nu și-are loc acolo. Un stadion nou, dacă se face un stadion nou, trebuie să-l duci într-un loc, într-un spațiu larg, într-un spațiu deschis. Iar eu cel mai bun loc pe care îl văd vis-a-vis de Popasul Păcurari, da? Acolo, nu știu, ce e acolo, acui tăpșanul imens acolo, de acolo, am prins chiar lui Miroslava, dar eu acolo văd stadion, la ieșirea din oraș. Acolo trebuie făcut stadionul, căi, la ieșirea din oraș. Tot, ai tot ce îți trebuie, sală, stadion, acolo trebuie. Deci acolo e face practic după tine, dacă tu ai avea putere, decizii, da, eu aici aș face în altă și sala parte, niciodată, și... niciodată în altă parte. În Copou n-ai ce să faci cu stadionul. Copou este full.
Ai crescut acolo tot? Full, am crescut acolo, dar nu are, nu-i locul stadionului, nu este acolo. Nu, ca să faci un stadion acum nou și alea, nu poți să-l faci acolo. E, practic, e greu de tot să faci acolo stadion. Dacă te întoarci înapoi în timp, ai face același lucru? Ca adică? Ca, așa, în viață, să pornești de jos, mai pornești ca și copil, așa. Da. Ai face tot fotbal? Da, tot ce am făcut în viața mea, tot, adică am făcut și tâmpenii, am făcut și alea, dar nu regret nimic. Asta este, mi-asum absolut tot ce am făcut. Din nou aș face aceeași chestie. Da? Fotbalul a fost și este viața mea, probabil, până voi pleca. Și... na. Altceva. Sănătate să fie. Bine, îți mulțumesc foarte mult că ai avut amabilitate să vii la noi. Mulțumesc și eu. În micul nostru episod așa de podcast, să aducem celor care ne privesc să le spunem ce a fost cândva, cum a fost, cum a trăit voi generația de atunci, cum v-ați dezvoltat ca și jucători, ca și viitori fotbaliști și chiar și antrenori, cum etapele de viața voastră, ale voastre, cum ați trecut așa, să știi și da. Ei la ora actuală. Mulțumesc frumos. Mi-a făcut plăcere, da. Mersi și eu de invitație și sper să auzim numai lucruri frumoase așa în urma podcasturilor astea care le faci, să aibă repercursiune, așa știu, la un nivel mai înalt, poate să vor gândi și vor lua niște măsuri benefice pentru noua generație asta, exact, care vine exact, din spate. Dragilor, cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc, până data viitoare, numai bine!